Bună ziua, onorată Comisie de Susținere Publică, Atenție de Autohabilitat, Calculul Inferențelor Direcționale în Limbile Franceză și Română, Abordări Practicologice, a doamnei Irina Dreahnă, doctor conferențial universitar. Mai întâi de toate prezint pe membrii Comisiei de Susținere Publică, Viorica Molea, subsemnata, președinte, Angela Grădinaru, doctor conferențial universitar, secretarul științific al Comisiei de Susținere Publică, doamna Ludmila Zvans, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Moldova, consultant științific, doamna Angela Sabin Zgardan, doctor habilitat, conferențial universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, recenzent oficial, doamna Inga Druță, doctor habilitat, conferențiar, cercetător la Institutul de Filologie Română Bogdan Petrucei HDU, recenzent oficial, doamna Sanda Maria Ardeleanu, profesor universitar, doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, recenzent oficial, și doamna Rodica Naghi, profesor universitar, doctor, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, recenzent oficial. Acum voi oferi cuvânt doamnei secretar științific Angela Grădinaru să prezinte lista actelor depuse la Comisia de Susținere Publică. Poftim! Deci, onorată asistență, doamna președintă Comisiei, stimați recenzenți oficiali și membri ai Comisiei de Susținere Tezei de Doctor Habilitat. Pretendenta la gradul științific de Doctor Habilitat a prezentat președintul Comisiei de Susținere a Tezei de Doctor Habilitat dosarul care include următoarele acte. Extras din procesul verbal numărul 7, de la ședința din 5 martie 2019, a Senatului Universității de Stat din Moldova, cu privire la aprobare temii pentru teza de doctor habilitat în filologie. Teza de doctor habilitat în filologie, calculul inferențelor direcționale în limbile franceză și română, abordări traductologice și rezumatele în franceză și română. Lista lucrărilor științifice la tema tezei, după susținerea tezei de doctor în filologie, au fost publicate 22 de lucrări științifice în calitate de unic autor, 2 monografii, o lucrare metodico-didactică, 8 articole incluse în baze de date internaționale, 7 articole în lucrările forurilor științifice, 4 articole publicate în reviste și culegeri monografice internaționale. Procesul verbal numărul 7 al ședinței Departamentului Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată din 22 ianuarie 2021, extras din procesul verbal numărul 7 al ședinței Departamentului Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată din 22 ianuarie 2021, privind înaintarea tezei de doctor habilitat în filologie pentru examinare în seminarul științific. Avizul Departamentului Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată privind admitere pentru susținere în seminarul științific a tezei de doctor habilitat în filologie, extras din procesul verbal numărul 11 al ședinței Departamentului Traducere, Interpretare și Lingvistică Aplicată din 24 iunie 2021, privind componența Comisiei de Susținere Publică, extras din procesul verbal numărul 10 al ședinței Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova din 18 iunie 2021, cu privire la aprobarea componenței seminarului științific ad hoc pentru susținerea tezei de doctor habilitat în filologie. Proces verbal al seminarului științific ad hoc pentru susținerea tezei de doctor habilitat în filologie din 5 iulie 2021. Hotărâre seminarului științific ad hoc din 5 iulie 2021 privind înaintarea tezei de doctor habilitat în filologie pentru examinare în Comisie de Susținere Publică și formarea Comisiei de Susținere Publică. Informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică, proces verbal al ședinței prealabile a Comisiei de Susținere Publică privind
autorizarea publicării rezumatelor la teză de doctor habilitat și stabilirea datei pentru susținerea publică, răspuns la recomandările și observațiile înregistrate în procesul de examinare prealabil la teze de doctor habilitat în filologie, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, confirmarea expedierii rezumatelor în română și franceză, confirmarea depunerii tezei de doctor habilitat în filologie la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și la Biblioteca Centrală a Universității de Stat, referatele recenzenților asupra tezei de doctor habilitat în filologie, avizele la rezumatul tezei de doctor habilitat în filologie și CV-ul doamnei Irina Breacnă. Dosarul este complet, toate actele sunt și sunt conform elaborate conform regulamentului, deci putem demara procedura de susținere publică a tezei de doctor habilitat. Mulțumesc, doamna Bernardo. E o listă lungă și vreau să menționez că, de fapt, este practic prima teză de doctor habilitat în domeniul nostru, cel puțin după planul nou de studii, școala doctorală. Și acum, conform scenariului, îi oferim cuvânt doamnei Irina Breacnă să prezinte principalele idei, rezultate științifice, concluzii, recomandări cuprinse în teza de doctor habilitat. Și se oferă 30-40 de minute. Vă mulțumesc că, în continuare, vă prezenta subiectul cercetării noastre, calculul istoricilor direcționale, libere franceze și română, abordări traducologice. Dacă e să vorbim din punct de vedere teoretic, genealogia cadrului nostru teoretic începe în 1948 cu elaborarea modelului codului pentru comunicare verbală, model care în 57 este amendat de Grice, care introduce conceptul de semnificație în mod natural și propune completarea modelului codului cu modelul diferențial. În 86 este formulată teoria pertinenței, principala teorie pe care se bazează cercetarea noastră. Este o teorie care își propune să preia amendamentele lui Grice și să le dezvolte. Este o abordare cognitivistă, post-griceană. Și în 2000, în baza teoriei pertinenței, ca o specificare pentru temporalitate, este elaborat modelul diferențelor direcționale, care reprezintă o ierarhie post-natorit, cercetarea noastră, de fapt, propunându-și să verifice cum funcționează această ierarhie în limba română. De asemenea, contribuții importante au fost aduse de filosofia analitică și de semantica pragmatică a verii condiționale. În continuare voi prezenta succint ce presupune procesul de interpretare în cadrul teoriei pertinenței. Deci, conform teoriei pertinenței, când se interpretează un enunț, destinatarul sau cogniția destinatarului trece prin următoarele trei etape. O etapă transductivă, în care stimulii anume lingvistici sunt transformați în acea formă capabilă de a fi decodificată de sistemul nostru cognitiv. Această informație este codificată și o etapă de procesare centrală, unde forma logică este saturată, prin intermediul contextului, așa cum înțelegem contextul teoria pertinenței și de mecanismul nostru deductiv, adică sunt formulate acele inferențe care sunt, de fapt, niște mecanisme logice. Din premise sunt deduse concluzii. Astfel se obține o formă propozițională completă, căreia îi se pot acorda condiții de adevăr, de aceea vorbim despre pragmatică verii condițională și se produc efectele contextuale ale enunțului. Ce reprezintă această formă logică care se obține în urma procesului de decodificare lingvistică? Ea este un obiect psihologic și reprezintă o structură structurată de concepte. Ce pot conține aceste concepte? Deci fiecare concept are trei etichete sau trei adrese. Unde sunt stocate informația logică, este o regulă sau un set de reguli deductive, deci adaugă, reduce, opoziție și așa mai departe. O informație enciclopedică, care conține informații despre extensia sau și denotația conceptului, dar și aici e foarte important, informații pe care subiectul le-a stocat la această adresă. Altfel spus, dacă subiectul consideră că Africa nu este un continent, informația enciclopedică la această intrare a Africa va conține această informație, chiar dacă ea nu corespunde realității. Și o intrare lexicală, care este echivalentul lingvistic al conceptului. Respectiv, cum putem
poziționa în contextul lingvistic sau cercetării lingvistice acest proces de interpretare. Deci, acest model pragmatic, anume elaborat de teoria pertinenței, plasează faptele lingvistice în afara lingvisticii stricto sensu, deci le plasează într-un cadru mai larg al unei teorii a cogniției. În aceste condiții, respectiv, nu se mai poate pune întrebarea dacă pragmatica ține de o lingvistică a limbii sau de o lingvistică a vorbirii. O lingvistică a limbii va da drept o descriere a sistemului de intrare lingvistic, deci acei stimuli lingvistici, în măsura în care această opoziție între sistem de intrare și sistem central are sens doar în cadrul unei teorii a competenței, așa cum înțelege Chomsky. Și teoria pragmatică a pertinenței rezervă studiului lingvistic doar domeniile fonologiei, sintaxei și semantice, iar fenomenele pragmatice sunt integrate deja unei teorii a cogniției. Modelul inferențelor direcționale, deci cea de-a doua componentă a cadrului nostru teoretic, a fost elaborat de Jacques Michler și de grupul de cercetare privind referința temporală din cadrul Universității din Geneva și, cum ziceam, reprezintă o specificare a teoriei pertinenții pentru domeniul temporalității sau pentru procesarea temporalității. Deci, conform acestui model, atunci când sunt procesate enunțuri care reprezintă evenimente, scopul mecanismului de interpretare sau scopul mecanismului nostru cognitiv nu constă doar în a localiza evenimentul pe axa temporală, trecut, prezent, viitor, dar și de a determina dinamica temporală a enunțului. Altfel spus, dacă evenimentul în curs face timpul să avanseze și atunci vorbim despre inferențe înainte, sau face timpul să regreseze și atunci vorbim despre inferențe înapoi. Deci, postulatul inițial al MIT, care derive direct din modul în care teoria pertinenței concepe interpretarea, este că inferențele direcționale sau acele concluzii referitoare la direcție sunt rezultatul combinării informațiilor contextuale cu informații lingvistice. Deci, inferențele nu se obțin doar prin decodificarea lingvistică, doar prin decodificarea timpurilor, conceptelor sau conectorilor. Cum ziceam, modelul reprezintă o ierarhie și un algoritm, deci pentru limba franceză, acolo unde a fost elaborat modelul și limba pe care a fost testat inițial modelul, ierarhia arată în felul următor. La bază avem informația conceptuală, au fost informația predicatelor, care au cea mai mică contribuție și în partea de sus se află ipoteza contextuală, care are cea mai mare contribuție și care deja nu poate fi redusă doar la informația lingvistică. În aceste condiții teoretice, scopul cercetării noastre a fost dublu, sau din două părți. În primul rând, validarea experimentală a modelului pe materialul limbii române și determinarea particularităților generate de calculul inferențelor direcționale în această limbă. Și într-un al doilea timp, în baza rezultatelor obținute în urma primei etape, de a aborda calculul inferențial într-o perspectivă traductologică și de a propune un model de subunitate de traducere direcțională. În continuare, voi prezenta rezultatele cercetării în următorul mod. Deci voi anunța ipotezele pe care le-am format la începutul cercetării și care au fost rezultatele obținute în urma verificării ipotezelor. Da? Au fost ele confirmate sau infirmate. Deci, în primul rând, primul set de ipoteze, cele experimentale, care țin de prima parte a scopului, își propuneau să verifice modelul limba română, altfel spus, să verifice ipotezele care aparțin validării originale a modelului, deci în franceză. Și aici avem șapte ipoteze sau principii, cum le numește Jacques Michler. Principiul A zice că informațiile contextuale sunt mai puternice decât informațiile lingvistice. Și principiul A amendat spune că o ipoteză contextuală poate fi construită în baza unei reguli conceptuale, adică în baza informației conceptuale a predicatelor, doar dacă regula conceptuală nu este blocată de informația procedurală, informația timpurilor și a conectorilor. Ce rezultate am obținut? Principiul A a fost confirmat. Rezultatele au demonstrat că acomodarea pragmatică sub influența trăsăturilor direcționale ale expresiilor lingvistice, altfel spus, sub influența conectorilor sau timpurilor verbale, se produce doar în cazul când o ipoteză contextuală nouă este ușor sau relativ ușor accesibilă. Ce înseamnă această accesibilitate a premisei implicitate? Ea variază în funcție de cât de stereotipic este evenimentul reprezentat de informația conceptuală a predicatului, cât de cunoscut este pentru destinatar această legătură cauzală. În acest context sunt foarte importante intrările enciclopedice ale conceptelor, deoarece ele determină în ce măsură informația lingvistică va fi luată în considerare în calculul inferențial.
rolul intrărilor enciclopedice este demonstrat și de fapt faptul că atunci când în configurațiile problematice dintre temii experimentali, divergența răspunsurilor este foarte mare, de la participant la participant și de la secvență la secvență. Da? Pentru că aceste intrări, ele variază foarte mult de la un individ la altul. Ceea ce explică de ce, pentru aceeași configurație, un participant a putut construi un context alternativ, în timp ce alt participant nu. Din motive similare, putem afirma că același participant este capabil în unele secvențe să se detașeze de ordine prototipică a evenimentelor, iar în altele se ghidează doar după această ordine. Principiul a amendat, însă nu a fost confirmat. Deci, în română am observat că regula conceptuală nu este blocată de informația timpurilor și a conectorilor, ipoteza contextuală poate fi construită. Deci, raportul dintre inferențele înainte și înapoi obținut sugerează că informația procedurală a timpurilor verbale și cea a conectorilor au un impact diferit asupra calculului inferențial, perfectul simplu și mai mult ca perfectul, arată rezultate joase de acomodare. Altfel spus, ele nu constrâng modificarea ipotezei. Respectiv, procedurile lor nu sunt suficient de puternice, da, pentru a bloca regula conceptuală. Conectorii au scoruri mai mari, conectorii și pentru că, decât timpurile, iar conectorul specializat, pentru că constrânge mai puternic formarea contextului decât conectorul nespecializat. Constrângerile exercitate de conector și într-o măsură mai mică de timpuri sunt de asemenea dependente de accesibilitatea ipotezilor alternative. Plus, mai mult ca perfectul, este un timp trecut, dar este și un timp relativ, ceea ce presupune un aport informațional mai bogat în comparație cu perfectul simplu. S-au depistat devieri de la aceste principii, este vorba în primul rând de contribuția timpurilor în configurații în care avem cauzalitate direct, cauzalitate clasică cu perfectul simplu și pentru că, de exemplu, a adunat 24 de inferențe înapoi. Iar atunci când avem efect cauză și conectorul și avem 39 de inferențe înapoi. Deci, reieșind din aceste rezultate, am putea presupune că mai mult ca perfectul are un rol semnificativ în calculul inferențial și determină numărul mare al inferențelor înapoi. Dar, dacă comparăm aceste rezultate cu rezultatele obținute în secvențe în care avem cauză-efect cu perfectul simplu și conectorul și, avem 42 de inferențe înapoi. Și atunci trebuie să renunțăm la această ipoteză, cel puțin în formularea respectivă. Mai mult ca perfectul este într-adevăr mai bogat informațional ca perfectul simplu, dar și mai costisitor ca efort cognitiv. De aceea procesarea lui nu este neapărat eficient. Următorul set de ipoteze, B și C. Ipoteza B zice că informațiile procedurale sunt mai puternice decât cele conceptuale, iar principiul C, că informațiile procedurale propoziționale, au fost spus conectorii, sunt mai puternice decât informațiile incorporate morfologic, altfel spus, timpurile verbale. Deci principiul B nu a fost confirmat în română. Da? Informațiile procedurale ale timpurilor nu sunt mai puternice decât informațiile conceptuale. La drept, argumentul principal este că principiul A nu a avut nevoie de amendare în română. Da? Trăsăturile direcționale ale timpurilor și ale conectorului nespecializat sunt anulate în majoritatea cazurilor. Din cele expuse cu privire la principiul A, amendat, rezultă în mare parte că principiul C, în schimb, a fost confirmat. Informațiile procedurale propoziționale sunt mai puternice decât informațiile procedurale incorporate morfologic. Drept dovezi, pot fi aduse rezultatele din configurațiile cu cauză-efect, pentru că și perfectul simplu și efect cauză și perfectul simplu și mai mult ca perfect. În ambele cazuri, trăsătura direcțională a conectorului este mai puternică decât trăsătura direcțională a timpurilor verbale. Și în plus, dacă în cazul francezii prima configurație era plasată pe la mijlocul scării optimalității, este o scară propusă deja cu Bechler, iar a doua în partea de jos, în română ambele înregistrează randamente comparabile. Fenomenul în cauză presupune că trăsătura direcțională opusă a mai mult ca perfectul nu creează conflicte de interpretare, confirmând ipoteza adițională șapte la care voi ajunge vorba. Principiul D, din nou din cadrul ipotezilor, o trăsătură puternică domină o trăsătură slabă sau o secvență de trăsături slabe și principiul E, o trăsătură slabă sau o secvență de trăsături slabe trebuie să fie validată de o trăsătură puternică. Ce rezultate am obținut? Principiul D a fost confirmat de rezultatele obținute în configurații pentru care se prognoza acomodarea pragmatică. Da? Dacă informația conceptuală este mai puternică decât informația procedurală, ar fi trebuit ca trăsătura regulii cauzale să fie și trăsătura discursului, ceea ce și s-a adeverit.
În același mod se explică și impactul colectorului specializat. Este anulată trăsătura direcțională slabă a timpului verbal. Principiul ei este confirmat de modul în care variază în limitele aceleași secvențe direcția inferențelor atribuite de participanți. Da? Este vorba preponderent de secvențele unde apar în conflict al trăsăturilor direcționale. Respectiv, ceea ce deosebește calculul inferențial în română este faptul că trăsături slabe posedă nu doar timpurile verbale, ca în franceză, dar și conectorii nespecializați și chiar în anumite secvențe și conectorii specializați. Deci, în română, univoc am putut determina că doar ipoteza contextuală este puternică. Cauza fenomenului, în opinia noastră, sau faptul că am avut o altă ierarhie decât în franceză, putem să o găsim printre ipotezele adiționale pe care deja le-am formulat noi, deci ele nu țin de validarea în franceza modelului. Care sunt aceste ipoteze adiționale? În limba română modernă, trăsăturile direcționale ale perfectului simplu și ale membruca perfectului sunt latente și devin active doar când alte trăsături direcționale le confirm. Deci ele pot fi doar confirmate. Invocând un principiu de optimalitate, vom spune că trăsăturile perfectului simplu și ale membruca perfectului nu vor intra în conflict cu alte informații conceptuale și sau procedurale. Prin urmare, ele nu vor impune puteri pragmatice. Această ipoteză s-a confirmat. Într-adevăr, ele sunt latente în română și se activează sau ele participă cumva atunci când alte trăsături le confirmă. Ele nu intră în conflict cu alte informații conceptuale, prin urmare, nu declanșează ipoteze contextuale alternative dacă acestea sunt, doar dacă sunt ușor sau relativ ușor accesibile. Respectiv, o regulă cauzală de tipul a împinge, a cădea este accesibilă, a cădea, a împinge mai puțin accesibilă, a tuna, a se speria accesibilă, dar inversul, a se speria a tuna, deci aici e nevoie de chiar de un efort de imaginație, de a crea un scenariu de tip din domeniul supranaturalului pentru a crea această ipoteză. Ipoteza 8, fenomenul postulat de ipoteza 7 are drept cauze unul sau mai multe dintre procesele următoare. Asemănarea formală dintre perfectul simplu și membruca perfectul în română, care este amplificată de achiziționarea târzie a celor două timpuri de la școală, costurile înalte de procesare a membruca perfectul și a perfectul simplu, care sunt explicate parțial de clauza precedentă. O altă ipoteză formulată de Zerman în 2009 este că semantica de bază a membruca perfectului ține mai mult de idee de distanță, deci nu este propriu-zis temporală, ci mentală, și auristizarea perfectului compus. Pentru această ipoteză am obținut următoarele rezultate, deci ea a fost confirmată parțial. Deci da, noi pentru a confirma această ipoteză am introdus în item experimental o alternanță între perfectul simplu și perfectul compus, da? Deoarece ne-am gândit că în cuplu cu perfectul simplu, mai mult ca perfect va fi mai ușor de recunoscut. Rezultatele pe care le-am obținut nu sunt concludente. Da? Din potrivă, în unele configurații, introducerea perfectului compus a dus la o creștere a inferențelor înapoi. În opinia noastră, acest fapt s-a produs datorită costurilor mai mici de procesare perfectului compus, ceea ce a favorizat interpretarea mai mult ca perfectului în cazuri când mecanismul inferențial este supra-solicitat de alte tipuri de informații conceptuală, procedurală. În același timp, o analiză a reformulărilor propuse de către participanți a sugerat ideea că cele două forme sunt confundate sau utilizate aleatorii. Mai mult ca perfect un cuplu cu perfectul simplu sau cu conectorul specializat a produs rezultate neașteptate, cel puțin noi nu ne-am așteptat la ele. Deci studiul nostru nu poate să determine univoc dacă ele sunt cauzate de costurile înalte de procesare, dar indirect se observă că anomaliile, chiar în configurații optime, sunt legate cel mai des de prezența mai mult ca perfectul. Ipoteza că semantica de bază mai mult ca perfectului ține mai mult de ideea de distanță nu a fost confirmată, cel puțin nu în condițiile utilizării sale în temii experimentale. Și nu am depistat vreo corelație între cauzalitatea indirectă, deci acolo între cauză și efect se presupune că trece mult timp, și atribuirea mai uniformă a inferențelor înapoi cu mai mult ca perfectul. În ce privește auristizarea perfectului compus, deci studiul nostru nu a fost menit să demonstreze, mai ales că acest lucru este deja demonstrat pentru limba română și în studii dedicate anume acestui proces. Însă, această auristizare explică de ce rezultatele obținute sunt în acord cu un proces global care afectează limba română. A noua ipoteză, variația gradului de contingență și de continuitate, adică cauzalitate directă, indirectă,
puternică slabă al unei relații cauzale va influența funcționarea percepului, a amendat. Deci această variație gradului de cauzalitate introduse de noi, de ce nu făcea parte din validarea originală a modelului, deci noi nu am putut să confirmăm această ipoteză, dar am demonstrat că gradul de accesibilitate a unei ipoteze contextuale alternative derivate din regula conceptuală cauzală influențează pozitiv fenomenul de acomodare pragmatică. În urma validării ipotezilor experimentale, a rezultatelor obținute, deci vedem în cazul limbii române o adevărată răsturnare de situație, altfel spus, informația conceptuală care în franceză era la baza ierarhiei, în limba română urcă foarte, foarte sus, deci este pe locul 2 după ipoteza contextuală. Iar la bază vine informația procedurală morfologică, adică cea a timpurilor, iar informația propozițională procedurală, conectorii specializați și nespecializați, deci cel nespecializat putem spune că are o trăsătură slabă, deci un impact foarte redus asupra interpretării, cel specializat este relativ puternic și în ambele cazuri, deci aportul lor la interpretarea sensului este foarte dependent de informația conceptuală și de ipoteza contextuală formulată. Deci faptul că noi avem această discrepanță relativ sau comparativ cu limba franceză ne permite să, sau ne permis de fapt să realizăm cea de-a doua parte a scopului, da? Legat de abordarea traductologică. Câteva limite și opțiuni de ameliorare, da, pe care le-am observat în urma validării experimentale. Credem că este necesară o etapă preliminară în elaborarea temelor experimentale, în urma cărei parametrul de contingență ar putea fi fundamentat statistic, utilizarea unei etape de antrenament pentru participanți, care ar elimina o parte din deficiențele de procedură, introducerea unui mecanism sau un protocol care ar permite să observăm și să cuantificăm fenomene care afectează indirect mecanismul diferențial, inatenția, oboseala, plictiseala, este un deziderat de domeniul viitorului, completarea designului experimental cu un dispozitiv de interpretare de tip protocol verbalizării concomitente, dar numai în condițiile, din aceste motive noi nu l-am implementat, în care participanții sunt obișnuiți cu activități de autoreflecție, iar prezența unor tehnologii de vârf ar reduce caracterul invaziv al PVC. Deci, cel de-al doilea set de ipoteze sunt ipoteze teoretice, care țin nemijlocit de formularea unui model al subunității de traducere direcțională. Deci, aceste ipoteze vizează, întrebarea este subunitatea un proces sau un produs, de proces sau de produs, deci noi am postulat ipoteza că este un proces inferențial, specializat, subordonat ierarhic procesului inferențial general, care produce forma propozițională a enunțului. Deci această subunitate reflectă dinamica temporală a discursului și în această capacitate reprezintă o structură informațională pasibilă de a fi o componentă esențială a similarității interpretative. Calculul inferenței direcționare are loc în timpul procesului de traducere și este afectat de toate aspectele cognitive acestea în calitate de formă particulară de comunicare. Deci, subunitatea este o unitate de proces. De asemenea, subunitatea, și acesta pentru noi este foarte important, este un concept universal translingvistic. Dar în aceste condiții putem vorbi, într-adevăr, de o unitate de traducere, deoarece conținutul său poate fi definit în termeni de informații procedurale și conceptuale purtătoare de trăsături direcționale, iar mecanismul său fundamental de funcționare este, în esență, inferențial de natură pragmatică. Calculul inferențial aflat la baza subunității este dependent de performanța cognitivă a traducătorului, ipotezile contextuale sunt accesibile în virtutea unui efect de memorie, de imaginație sau de deducție. Da? Și, ca o consecință, în didactica traducerii, subiectele legate de temporalitate trebuie să fie abordate în plan sintagmatic, da? Prin incorporarea celor instrumente de conceptualizare și modelare teoretico-didactică, care includ nu doar dimensiunea normativă, ci și pe cea cognitivă a comunicării umane. Iar greșeala de traducere are potențialul de a se transforma din instrument de sancționare în cale de acces spre motivațiile cognitive ale subiectului. Acesta este modelul subunității de traducere direcțională. Acest model, sublinez, este unul teoretic, el urmează sau ar putea fi testat empiric și acest model este construit pentru a răspunde afirmativ la toate acele ipoteze teoretice. Altfel spus, conținutul subunității. Deci se argumentează cum conținutul subunității poate conține informații conceptuală și procedurală,
cum această subunitate se încadrează în celelalte inferențe, procese inferențiale și cum această subunitate funcționează în baza principiului de similaritate interpretativă. Deci, în lumina celor prezentate, considerăm că rezultatele cercetării fundamentale, care au determinat crearea unei noi direcții științifice și au soluționat o problemă științifică aplicativă de importanță majoră, rezidă în demonstrarea experimentală a prevederilor modelului, ceea ce a condus la clarificarea particularităților calculului inferențial direcțional în limba română, creând baza teoretică pentru formalizarea unui model de subunitate de traducere direcțională. În concluzie, considerăm că valoarea teoretică și practică a cercetării rezidă în următoarele contribuții. Am validat experimental modelul, ceea ce confirmă că el este valabil nu doar în cadrul unei singuri limbi, a francezei. Interpretarea dinamicii temporale în limba română corespunde algoritmului general. Ierarhia se schimbă, ce este normal pentru o limbă sau alta, însă algoritmul general este același. Indirect au fost verificate empiric și principiile de bază ale teoriei pertinenței pe care este bazat acest model, și anume că comunicarea verbală este guvernată de principiul pertinenței, bazat pe echilibru al eforturilor de procesare depuse de locutor și al efectelor de sens obținut de rezultat. Prin validarea modelului s-au identificat fenomene particulare pentru funcționarea sistemului său temporal, deci faptul că regula conceptuală nu este blocată de informația procedurală, în cazul francezii, informația procedurală a timpurilor verbale și a conectorilor au un impact diferit. În română modernă, nu doar timpurile verbale și conectorii nespecializați pot să dă trăsături slabe, dar și conectorii specializați, deci impactul este semnificativ doar la nivelul ipotezii contextuale. Trăsăturile direcționale ale perfectului simplu și ale memucat perfectului, după cum spuneam, sunt latente, ele se activează doar când alte trăsături le confirmă și ele nu intră în conflict cu alte informații. De asemenea, în contextul limbii române, aplicarea modelului a permis să se confirme fenomene semnalate de alte cercetări lingvistice din domenii diferite de pragmatică și în auristizarea perfectului compus și valoarea de inversiune temporală obținută cu el. Aceste fenomene fiind semnalate în cercetări de semantică și de gramatică. Abordarea traductologică a calculului inferențial s-a soldat cu următoarele contribuții originale. A fost propus un model teoretic pentru formalizarea calculului inferențial. A fost descris conținutul și principiile de funcționare ale acestei unități în calitate de proces inferențial subordonal. Care ar fi aplicațiile practice ale rezultatelor obținute? Deci s-a ilustrat în ce mod dimensiunea normativă a limbii poate fi completată în perspective didactică, dar și științifică cu contribuțiile cadrelor teoretice de orientare cognitivă. S-a indicat cum o teorie a traducerii bazată pe teoria pertinenței poate ghida practic activitatea specialistului și s-a formulat o propunere de demers didactic în care subunitatea de traducere corelată cu greșeala de traducere sau cu alte fenomene de decalaj poate fi valorificată într-o optică de cercetare acțiune, o paradigmă care este foarte în vogă azi, de către formator și într-un instrument de autoreflecție de către cursantul înrolat într-un program de traducere sau chiar de un traducător profesionist. Care ar fi recomandările noastre? Deci ce deschidere vedem pentru cercetarea noastră? Considerăm interesant, atât din punct de vedere teoretic cât și practic, validarea modelului în limbi din alte familii sau limbi cu sisteme temporale suficient de distincte de română și franceză, care totuși sunt în limbi erudite, pentru a testa și mai aprofundat generalitatea modelului. Nu am operaționalizat acest fenomen în parametru în cercetarea noastră, dar se poate de văzut dacă variația deatopică poate fi un factor important în interpretarea ideilor experimentale. Investigația poate fi aplicată pentru a determina dacă și alte dimensiuni temporale, prezentul, viitorul, se supun prevederilor modelului. Sugestiile noastre pot face obiectul elaborării unor unități de conținut în cadrul disciplinelor de profil din programele de traducere și cu referință la rezultatele obținute în abordarea traductologică, după cum spuneam, ar fi foarte interesant, sperăm să realizăm acest proiect, să validăm subunitatea într-un studiu empiric cu un public de cursanți viitor traducător și sau cu un public de traducători profesioniști cu compararea ulterioară a rezultatelor obținute. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim și noi pentru o prezentare rezumat
foarte sinteză de relevantă și accesibilă pentru toți cei prezenți. Acum, dacă există întrebări, eu știu, anumite clarificări, poftim, membrii Comisiei de Susținere Publică pot adresa aceste întrebări. Sunt? Dacă nu sunt, înseamnă că trecem la etapa următoare. Cred că toate întrebările s-au epuizat în etapele precedente. Și în etapa următoare trebuie secretarul științific al Comisiei aduce la cunoștință participanților sugestiile și observațiile expuse la prezentarea manuscrisului tezei în ședințele de evaluare prealabilă a tezei. Voi prezenta observațiile și recomandările care au fost făcute în cadrul discuției teze de doctor habilitat, în cadrul departamentului traducere, interpretare și lingvistică aplicată, apoi în cadrul seminarului științific ad hoc. Deci, în cadrul departamentului s-au făcut următoarele recomandări. De redactat textul tezei pentru a elimina unele incoerențe de exprimare. De revenit asupra traducerii unor termeni în limba română. De revăzut modul în care conținutul tezei este distribuit în capitole. De elaborat un glosar de termeni. De completat bibliografia cu surse în limba rusă. Deci, în cadrul seminarului științific ad hoc s-au formulat următoarele recomandări. De formulat mai clar în admontări și în introducere faptul că teza de doctor habilitat își propune soluționarea unei probleme științifice importante care determină crearea unei noi direcții științifice sau soluționează o problemă științifică. De explicat cum abordarea traductologică se înscrie în specialitatea 621.05 semiotică, semantică, pragmatică. De explicat relevanța primelor două capitole teoretice care discută opiniile savanților cu privire la obiectul de studiu în raport cu celelalte două capitole de cercetare proprie. Cum se justifică faptul că primul capitol abordează problema temporalității și nu problema inferențelor care reprezintă obiectul de studiu. De revăzut termenii interlingual și din România. Da, vă mulțumesc, doamna Grădinaru, și acum oferim cuvântul autorului tezei să comenteze sugestiile și observațiile expuse la prezentarea autorului tezei în etapele precedente. Da, vă mulțumesc. Voi începe cu recomandările, observațiile formulate în cadrul susținerii de la departament. Deci, textul tezei a fost revizuit de un redactor profesionist, deși îmi dau seama că asta este o muncă de Sisif. Și s-ar putea de revenit și de revenit. Traducerea termenilor a fost revăzută în baza surselor bibliografice publicate în limba română, dar cum am mai menționat, credem că la o primă etapă, ținând cont de faptul că sursele în română dedicate teoriei pertinenței sunt foarte puține la număr, iar despre modelul inferențelor redirecționale nu am găsit încă publicații în limba română, deci la o primă etapă am recurs la calchiere ca procedeu, anume pentru cei interesați de acest domeniu să nu să găsească mai ușor echivalențele între limbi. Ulterior, dacă speranța noastră este că această teorie se va înrădăcina bine în lingvistica în limba română, s-ar putea propune traduceri mai potrivite. De revăzut modul în care conținutul tezei este distribuit în capitole, da, inițial teza a fost concepută în 5 capitole și această structură s-a păstrat în monografia publicată. Ulterior, ea a fost restructurată în 4 capitole, acel capitol 5 a fost redistribuit în capitolul 2 și 4 respectiv. Glosarul de termeni a fost elaborat, am încercat într-adevăr să oferim explicații, definiții pentru acele concepte foarte originale
care nu se regăsesc, să zicem, în cadre clasice ale lingvisticii și poate sunt mai puțin cunoscute, am completat bibliografia cu surse în limba rusă. Observațiile și recomandările din cadrul seminarului științific ad hoc, care sunt, să zicem, observații și recomandări mai puțin de formă și mai mult de conținut, am reformulat modul în care este soluționată problema științifică, da, în conformitate cu sugestiile ghidului de redactare a tezelor. Deci, acea reformulare am prezentat-o și în cadrul prezentării. În ceea ce privește specialitatea, cum se încadrează abordarea traductologică în specialitatea semiotică, semantică, pragmatică, da? Acolo unde termenul traductologie nu este prezent. Deci, din motive de timp, evident, nu am intrat în toate, să zicem, argumentările teoretice, dar considerăm că abordarea traductologică se încadrează foarte bine în această specialitate, deoarece toate conceptele teoretice traductologice nu fac parte din vreo teorie a traducerii care se definește cumva independent de pragmatică. Deci abordarea traductologică se înscrie foarte natural în teoria pertinenței și anume în abordarea traductologică, pardon, a teoriei pertinenței formulată de Good, care de altfel, și îmi place foarte mult această formulare, el zice că este o teorie a traducerii, o abordare a traducerii fără o teorie a traducerii. Deci, în acest sens, toate cadrele teoretice aplicate în teză se definesc ca cadre strict pragmatice. În continuare, despre relevanța primelor două capitole, deci și cum ordinea logică a informației prezentate în ele. Deci, calculul inferențial, cum ziceam, este o specificare teoretică sau o specificare mai mult așa teoretico-aplicativă a teoriei pertinenței pentru domeniul temporalității. Deci, temporalitatea este cea care este obiectul și subiectul cercetării noastre. De ce ne-am gândit că este bine să începem cu prezentarea modului în care subiectul temporalității a fost abordat în lingvistică, în filozofia limbii, chiar în filozofie, în timpurile când nu existau filozofie și filozofia limbii separat. Și mai apoi de a trece nemijlocit la modul în care temporalitatea este abordată de teoria pertinenței prin prisma modelului inferențelor direcționale și, pe de altă parte, cum interpretarea sau procesul de interpretare, așa cum este văzut el de teoria pertinenței, poate fi aplicat la traducere. Deci, în acest sens, al doilea capitol este un capitol metodologic. Chiar dacă el conține foarte multe referințe teoretice, noi îl considerăm metodologic, pentru că pentru noi era foarte important să fundamentăm toate ipotezele noastre și toate propunerile noastre și acel model teoretic să le fundamentăm pe rezultate empirice sau rezultate experimentale obținute în contextul aplicării teoriei pertinenței. Deci, chiar dacă noi spunem că modelul subunității este un model teoretic care încă nu a fost validat empiric, totuși acest model a fost elaborat ținând cont de rezultate obținute empiric pe subiecte foarte asemănătoare cu unitatea de traducere sau cu, în general, testarea teoriei pertinenței în comunicarea verbală, monolingvă sau bilingvă, așa, plurilingvă. Termenul interlingual a fost corectat, adică a fost înlocuit cu termenul interlingvistic, iar limbi romane, da, pentru că vorbeam despre franceză, română și alte limbi în care s-a studiat auristizarea perfectului compus, a fost într-adevăr, deci era o scăpare sub influența limbii franceze, a fost corectat în limbi romanice. Mulțumim, doamna Breacnă. Și acum trebuie să trecem la prezentarea
recenziilor, referatelor. Deci, referenții le luăm de la, la rând sau din capăt. Da, începem probabil cu doamnele Sanda Maria Aveleanu și Rodica Naghi. Începem cu doamna Rodica Naghi, luăm de la capăt, de aici. Poftim doamna profesor universitar doctor, doamna Rodica Naghi, să prezentați doctoratul, recenzia. Mulțumesc, doamna președintă! Recenziei de doctor capitan. M-auziți? V-auziți foarte bine. Voi reda ceea ce am notat în referatul pe care Comisia l-a primit deja în timpul prevăzut de metodologie de concurs și voi începe spunând că dacă vom accepta, așa cum am arătat și noi în altă parte, că pe terenul logicii noțiunea inferenței este de obicei considerată sinonimă cu noțiunea raționament, aplicându-se procesului de trecere de la premisă la concluzie, astfel încât relația dintre premise și concluzie să fie una referențială și să se concretizeze în faptul că adevărul unei propoziții sau al unei judecăți rezultă din relația cu alte propoziții, al căror adevăr este recunoscut, rezultă, pe de o parte, că inferența este o activitate de raționare care are drept specii inducția și deducția, și, pe de altă parte, că ea realizează un transfer al valorii de adevăr de la propozițiile care este recunoscut la o altă propoziție, prin relația cu ele. Pe terenul pragmaticii lingvistice, noțiunea inferență primește accepții ce pot fi puse în legătură cu cea din logică, dar care se îndepărtează totuși de ea, având o sferă mai extinsă și, în același timp, un conținut cu alte note caracteristice. Se depășește în acest caz interpretarea propozițiilor antrenate în procesul inferențial, numai din perspectiva relațiilor dintre ele, adăugându-se criterii care impunesc situația de comunicare și cunoașterea despre lume, deci ceea ce este dincolo de lingvistic. Prin urmare, dacă într-adevăr faptele de limbă sunt supuse unei condiții de adevăr, așa cum stabilește logica, aceste condiții nu constau numai în raportul logic dintre ele, fiind necesară evaluarea situațiilor concrete în care sunt actualizate sau interpretate. Pe de altă parte, pragmatica are ca obiect folosirea codului lingvistic, iar nu codul ca atare, componența și structurile lui, și de aceea are sarcina de a descrie pe baza unor principii non-lingvistice, care este procesul prin care se poate ajunge la sensul comunicat de enunț. Acest proces reprezintă inferența pragmatică și face posibilă obținerea unei concluzii pe o cale non-demonstrativă, dar cu toate acestea pe deplin întemeiat. Cu asemenea aplicații, inferența reprezintă orice operație de trecere de la un enunț la altul. Prin urmare, un proces mental extins și cu manifestări foarte variate. Aceasta a permis unor specialiști, precum Ducrot, Chalozot și alții, să dezvolte teorii ample în legătură cu implicațiile inferenței în realizarea și interpretarea enunțurilor. Și potrivit lui Ducrot, inferențele nu privesc relațiile dintre enunțuri, ci relațiile dintre propoziții, după inferențele raportabile la enunțuri sunt, de fapt, fenomene discursive de natură non-logică. Pentru analiza discursului, inferențele sunt operații prin care se obțin sensurile implicite din actele discursive. Sensuri care sunt atribuite de subiectul vorbitor sau sunt reconstruite de interlocutor. Doamna Irina Breacna a urmărit în teza ei toate aceste aspecte, teza intitulată Calculul inferențelor direcționale în limbile franceză și română, abordări traductologice, o serie de direcții noi de cercetare ce schimbă perspectiva asupra interpretării faptelor de limbă, așa cum mărturisește în introducere. Prin apelul la teoria pertinenței, pe care am invocat-o mai sus, care poate furniza sugestii de ameliorare modelelor mai vechi, considerate imperfecte sau nevalidate. Și citesc din teza doamnei Breacna, în aceste condiții, importanța și originalitatea lucrării noastre constă în faptul că am aplicat modelul MID în limba română prin intermediul unui studiu experimental
și am formalizat rezultatele obținute în cadrul unei subunități de traducere direcționat. La pagina 18, citatul pe care l-am redat în referat este ceva mai extins, însă dumneavoastră și eu am citit cu toții preza și o cunoaștem. Eleva lui Jacques Mășler, Irina Breahnă, apreciază că dispozitivul de evaluare a unor categorii gramaticale, cum este categoria timpului, propus de mentorul său pentru limba franceză, ar putea fi verificat și validat și pentru alte limbi, în cazul dat, pentru limba română, cu rezultate profitabile pe terenul traductologiei. Cu alte cuvinte, preza doamnei Breahnă reunește mai multe probleme dificile, și aici e vorba de teoria pertinenței, de calculul inferențelor, de categoria timpului și aspectului, de reușită și eșec în traducere, și altele, autoarea angajându-se cu onestitate în soluționarea acestora și demonstrând că deține instrumentele necesare pentru cercetare filologică de mare actualitate. De altfel, bibliografia consultată conține un număr remarcabil de studii și articole recente, pe lângă referințele clasice, care nu ignoră antecesorii, începând din antichitate. Apreciem de aceea, în primul rând, maniera în care doamna dr. Breahnă a stabilit obiectul de studiu, motivația lucrării și elementele de noutate ale acestui demers științific, precum și metodele de cercetare, comparativă, contrastivă, deductivă, inductivă, experimentală, statistică și chiar metoda observației directe. Având în vedere că datele asupra cărora se îndreaptă investigația sunt alcătuite din secțiuni specifice domeniului științific abordat, iar cercetarea impune în mod firesc o perspectivă interdisciplinară, vom constata și pe bună dreptate vom aprecia că și bibliografia se încadrează la rândul ei mai multe domenii, cum ar fi pragmatică, teorii cognitiviste, analiza discursului, lexicologie, semantică, morfologie, filozofie, filozofia limbii, didactică și traductologie. Această bogată și concludentă bibliografie de specialitate, supusă cu rigoare și competență unei ample analize critice, ca și metoda cercetării și mai ales perspectiva nouă din care a fost abordată, au condus pe doamna Breahnă spre structurarea lucrării în următoarele capitole. 1. Timp și referință temporală în limbă. 2. De la modelul codului la modelul inferenței, comunicarea intra- și interlingvistică. 3. Modelul inferențelor direcționale în limbile franceză și română. 4. Rezultatele validării experimentale a modelului inferențelor direcționale în limba română, urmată de concluzii și recomandări, bibliografie și anexe. În primul capitol, doamna dr. Breahnă face dovada că stăpânește excelent problematica dificilă a tratării timpului în raport cu reflectarea acestuia în limbă, oferind sinteze coerente, argumentând alegerea unor soluții și respingerea altora, mai puțin plauzibile, pentru gândirea comună orice activitate omenească se desfășoară în timp, acesta fiind o succesiune de momente ce pot alcătui o durată măsurabilă. Există, prin urmare, o experiență umană a timpului care trebuie, în mod firesc, să-și găsească reflectarea în limbă. O primă constatare a relației timpului cu limba este că însăși concretizarea limbii în actele de vorbire presupune o succesiune lineară de forme, atât în producere cât și în receptare. Unii cercetători consideră însă că, de fapt, numai programarea vorbirii în trei etape, de spus, spunere și spus, presupune raportarea la categoria timpului. Actualizarea limbii în discurs constă în înscrierea într-o realitate personală, spațială și temporală a activității frastice, dincolo de activitatea textuală. Iar această actualizare produce o imagine a timpului, înscriind temporal și aspectual această activitate pe imaginea timpului care construiește discursul, ceea ce permite operația de realizare a relației cu referința. Timpul este reprezentat de elemente ce țin de diferite clase gramaticale, substantive,
de exemplu, săptămână, adjective, dată viitoare, adverbe, ieri, apoi și în deosebit verbe, pentru că aici avem categoria specifică a timpului. Dar autoarea lucrării pe care o recenzăm se preocupă de categoria timpului și aspectului la verb, căci orice proces, indiferent de modul în care este redat, lexical, implică timpul, pe care categoriile verbale sau destinația discursului le imprimă pe linia imaginară ce permite operația de vizare a referinței. Din această perspectivă se explică diferitele tipuri verbale prin diferențele de reprezentare temporală și aspectuală, încât prin abordarea alternativă, aspectuală și temporală, textualitatea și referința realizează două paradigme ale timpului verbal. Astfel, de exemplu, perfectul simplu ar fi definit prin faptul că reprezintă timpul implicat într-o singură incidență în cadrul perspectivei aspectuale, prin faptul că face să se releve referul referențial și prin faptul că evenimentul este situat pe primul plan. La atare, timpurile verbale sunt purtătoare discurs a informației temporale, aspectuale, referențiale și textuale. Printre altele, autoarea arată că concepția lui Guillaume a gândit o noțiune înseamnă a construi timpul necesar acestei operații fiind un timp operativ. Cuvintele reprezintă însă gândirea numai în măsura în care sunt organizate în sisteme, căci fiecare sistem reprezintă timpul operativ în gândirea unei noțiuni, făcând să se reguleze diferite etape ale dezvoltării ei. Timpul explicat vizează dimensiunea propriu-zis temporală a verbului, capacitatea care permite localizarea unui eveniment în timp. În cazul actualizării verbului, timpul implicat este reprezentat influența diferitelor maniere de manifestare a timpurilor verbale. De asemenea, se arată în lucrare că problema timpului a devenit tema de cercetare pentru narratologi, care după sugestia lui Campenist, au vizat raportul dintre timpul istoriei și timpul povestirii, raport care relevă trei tipuri de fenomene, și anume relațiile dintre ordinea faptelor povestite și ordinea prezentărilor, relațiile dintre durata evenimentelor povestite și lungimea povestirii care le este consacrată, și, respectiv, relațiile dintre numărul de producere ale unui eveniment și numărul notărilor lor în cadrul povestirii. Aceste fenomene reflectă în principiu trecerea de la evenimentele denotate, care reprezintă istoria, la enunțarea povestirii, care este narațiunea, și obținerea produsului sintactic și semantic al actului narrativ, care reprezintă povestirea, respectiv povestirea și comentariul la Weinrich. Dar autoarea arată că unele gramatici de factură tradițională, și asta mi s-a părut foarte important în această teză, sunt superioare prin concepția acestor departajări, căci abordările, citez teză, căci abordările structurale și cele inspirate din lingvistica textului au promovat viziunea de timpului verbal în care acesta nu avea atât o valoare referențială, cât una funcțională, de delimitarea două planuri discursive, istorie și discurs al Benveniști, povestire și comentariul la Bani, am încheiat citatul de la pagina 73. Respectiv, un alt citat de la 74, meritul gramaticilor tradiționale, dintre care sunt și lucrări fundamentale recente, rezidă în a privilegia funcția referențială a limbii, ceea ce concordă cu pragmatica radicală, precum și cu direcțiile pragmatice formaliste și cognitiviste, de orientare descriptivistă. Pentru acest grup de teorii și abordări, funcția de reprezentare este primară în raport cu funcția comunicațională, privilegiată de teoriile și orientările de tradiție și inspirație structuraliste. Și am încheiat citatul și apreciez această concluzie la care ajunge Doamna Breacnă, pentru că e în convergență și cu maniera de gândire a altor cercetători și mărturisesc că am apreciat și eu această superioritate a viziunilor tradiționale în raport cu viziunea structuralistă. Tot aici Doamna Breacnă arată că este la curent nu numai cu bibliografia străină în vigoare, ci cunoaște în detaliu și poate exploata bibliografia românească, publicată în România și sigur că sunt invocate aici nume de specialiști și titluri importante
pentru cercetarea gramaticală, Ion Gheorghean, Ion Avram, Dumitru Irimia, Cornel Dimitriu, Rodica Zafiu, cele două gramatici, gramatica limbii române desfăcută în Academie din 2005 și editată mai târziu, precum și gramatica de bază a limbii române, și, evident, și bibliografia de limba română publicată în Republica Moldova, invoc aici doar numele Cemortan și Sabin Zdartan, dar sunt și alte nume de specialiști importanți pe care îi invoc. Referitoare toate acestea la categoria gramaticală a timpului și la controversele asupra acceptării sau respingerii categoriei aspectului în limba română, trăsături care îi confirmă odată în plus onestitatea intelectuală și echilibrul în dozarea tendințelor cosmopolite. O notă suplimentară merită în acest punct maniera în care Irina Dragnea valorifică ideile lui Coșel, pe care le apreciază la justa lor valoare, fără a fi tentată de a le considera infailibile, atunci când ele nu concordă cu programul și cu dispozitivele proprii de analiză. Și citez de la pagina 74, pragmatica secolului 21 nu este un program de cercetare din corp și nici un set convergent de principii teoretici și obiective științifice. Unele dintre aceste orientări, cum ar fi pragmatica integrată, sunt considerate de fapt incompatibile cu domeniul lingvistic, așa cum se reflectă, de exemplu, poziția lui Coșel. Iar citatul de la pagina 74. Dacă în primul capitol cercetătoarea Irina Dragnea are în vedere mai ales identificarea conceptelor generale ce definesc problematica timpului gramatical și prezentarea cadrelor și modelelor teoretice care au influențat direct procesul de elaborare a modelului pe care îl aplică în cercetarea sa, cercetarea continuă în capitolul al doilea cu evaluarea pasajului de la modelul podului la modelul diferenței, prin extinderea discuțiilor la domeniul traducerei interlingvistice. În cel de-al treilea capitol, autoarea se oprește mai îndeaproape asupra câteva detalii semnificative privitoare la aplicarea acestui model pe un corpus limba română, ceea ce constituie un demers ipotetico-deductiv de validare pe cale experimentală unei construcții teoretice. Iar rezultatele sunt supuse ulterior unui demers inductiv în scopul de a formaliza un tipar traductologic de unitate sau de subunitate, mai degrabă, în românește autoare, de traducere de natură temporală direcțională, în concordanță cu scopul cercetării avansat de la bun început, și anume, contribuția noastră este prin urmare dublă. În primul rând, am validat modelul pe materialul unei limbi noi, confirmând în mare parte predicțiile sale, formulate inițial în baza limbii franceze. Și aici mă gândesc că e un mare curaj la doamna Irina Dragnea, fac o mică paranteză, și spun că am admirat realizarea doamnei Dragnea într-o măsură similară cum am admirat curajul unor specialiste românce care au aplicat, de exemplu, modelul gramaticii generativ transformaționale, a apărut cu aplicare pentru limba engleză, imediat, sigur, cu unele imperfecțiuni și nereușite. La limba română, mă gândesc la pană din delegat, printre alții, care au avut acest curaj să preia un model de analiză și să-l verifice prin tratonări și pentru alte limbi decât limba inițial investigată. Cu lucinitate și spirit matematic, autoarea arată aici că este atentă la consecințele unei asemenea investigații și că poate conduce cu frenitate întregul proces de validare a modelului ales, fiind conștientă că în orice moment s-ar putea propune modele superioare de investigare, cum este în prezent modelul de discriminare în alta referinței temporale. Nici o clipă nu se ignoră în această lucrare finalitatea practică a demersului investigativ, respectiv aplicabilitatea modelului diferențelor direcționale, dincolo de prestigiul său teoretic. Și am inclus în referat un citat în care se explicitează această chestiune de la pagina 181, nu îl voi relata complet,
Validarea modelului în limba română presupune confirmarea sau infirmarea a două tipuri de ipoteze, experimentale și teoretice, pentru că am văzut deja din prezentarea de astăzi a doamnei Breacnă aceste concluzii la care ne ajunge în privința validării. Ultimul capitol trece în revistă rezultatele experimentului, care validează în proporții variabile constrângerile teoretice ale dispozitivului creat de Mășler. Doamna Breacnă evaluează și de această dată originalitatea, puterea de conceptualizare, de sintetizare și de explicitare a rezultatelor investigației, prin ordonarea lor și prin reprezentarea în tabele, scheme, algoritmi. Competența lingvistică de poliglotă, competența sa științifică și didactică, o determină pe autoare să descopere valențele practice ale căutărilor sale, constatând, de exemplu, că, citez, deficiențele și lacunele depistate în textele traduse în română, ne-au făcut să ne punem întrebări asupra cauzelor cognitive care stau la baza lor, în special, în contextul când lingvistica cognitivă, psiholingvistica și chiar gramatica generativă au arătat că problemele de evaluare a performanțelor nu pot fi reduse doar la fenomene de achiziție instituționalizată a normei. Și din nou, această lucrare pune în discuție spunem așa, locul pe care îl ocupă într-o ierarhie a problematicii limbilor, în general, studiului și predării limbilor, locul pe care îl ocupă în această ierarhie problematica normei. Da? Și vedem că nu este suficientă respectarea, predarea limbii normate, că putem privi și prin intermediul altor dispozitive chestiunea studiului și didacticii unei limbi. Mi-am mai notat în referat că un merit cert al acestei lucrări, dincolo de dimensiunea înalt științifică a discursului la care le curge autoare, este avansul obținut în abordarea funcționării formelor temporale în uz, prin valorificarea teoriei pertinenței. Astfel se clarifică unele chestiuni referitoare la particularitățile limbii române în raport cu limba franceză. În privința valorilor celor două timpuri, arătându-se printre altele că, în alegerea formelor, omulă o sumă de factori subiectiv și obiectiv, care pot fi atent discriminați, iar importanța contextului devine dominantă în raport cu conținuturile categoriale ale formelor verbale și cu cele relaționale ale conectorilor. De asemenea, se subliniază aici că în cercetarea limbii române, aplicarea modelului a permis să se confirme fenomene semnalate de alte cercetări lingvistice din domenii diferite de pragmatică, și anume auristizarea perfectului compus și valoarea de inversiune temporală obținută cu ea. În aceste condiții, asertăm că doamna Breacnă a contribuit prin lucrarea sa la impunerea unui model nou de cercetare a faptelor de comunicare, în general, de o parte, și a comunicării sau interlingvistice pe de altă parte, în acord cu tendințele actuale de abordare cognitivistă a cercetării. Celor patru capitole, introducerii și concluziilor și recomandărilor, li se adaugă lista de abrevieri, lista de figuri, lista de tabele, un glosar de termeni și referințe bibliografice, o bibliografie cu 337 de titluri, diversificate și atent redactate. De-a lungul cercetării am constatat faptul că doamna Breacnă dovedește nete calități de cercetător, având deja o sumă de contribuții notabile, publicate în revistă de specialitate prestigioase, calități printre care amintim surprinderea detaliilor, interpretarea corectă a diverselor aspecte identificate și utilizarea unui limbaj nuanțat, ce ilustrează bogatul bagaj metalingvistic pe care posedă. Apreciem de altfel și faptul că autoarea a reușit să asimileze noile instrumente și modalități de interpretare a datelor culese, profitând de informațiile prezente în paginile unor lucrări recente de pragmatică și de gramatică. Remarcăm de asemenea cunoașterea aprofundată a subiectului abordat și acuratețea exprimării, stilul elegant, claritatea argumentelor, puterea explicativă, precum și coerența ideilor incluse în demersul său științific.
corectitudinea exprimării în scris în limba română se vădește în bună măsură pe fiecare pagină și asigură acea acuratețe care este cerută lucrărilor filologice. Mai amintim aici, în final, că rezumatul lucrării, pe care l-am discutat cu altă ocazie, respectă standardele specifice de redactare și reprezintă în sine un model de esențializare a cadrului teoretic și a concluziilor experimentului întreprins de autoare. În concluzie, toate aceste dimensiuni prezentate în teză și evidențiate prin acest referat, ne îndreptățesc să ne dăm acordul pentru susținerea publică a tezei și ulterior pentru obținerea titlului de abilitate, pe care doamna Irina Breacnă considerăm că îl merită pe deplin. Propunem calificativul excelent, cu felicitări pentru autoare și pentru următoarea ei, doamna profesor Ludmila Zvaț. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, stimată doamnă profesor. Îi oferim cuvânt acum doamnei Sanda Maria Ardeleanu, profesor universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, la fel de recenzent oficial. Poftim, doamna Ardeleanu. Bună ziua, încă o dată, tuturor participanților, în acest moment de sărbătoare, în cadrul școlii doctorale de lingvistică de la Universitatea de Stat Motor al Chișinău. Mă bucur foarte mult că am ocazia să particip și la acest moment al devenirii intelectuale a domnului conferențiar universitar doctor Irina Breacnă. Îi mulțumesc pentru aceasta doamnei profesor doctor abilitat, doamna Ludmila Zvanț, pentru că m-a invitat încă o dată în calitate de recenzent oficial la susținerea tezei de doctor abilitat de doamnei Irina Breacnă, menționând faptul că am participat tot în calitate de recenzent și la susținerea tezei de doctor în filologie a doamnei Irina Breacnă, iată că perspectiva mea asupra evoluției acestor considerații și acestor perspective teoretice pe care doamna Breacnă le include în teza sa de doctorabilitate este una cu adevărat diacronică. De peste 10 ani o urmăresc în evoluția grupului său pe aceste teorii și mă bucur că s-a ajuns aici, iar concluziile pe care foarte multă maestrie și foarte, foarte multă putere de sinteză le-a prezentat astăzi în susținerea tezei sale de doctorat, vin să confirme profunzimea demersului pe care doamna Irina Breacnă îl desfășoară de ani de zile. Lucrarea impresionantă ca volum, 320 de pagini, dar și în ceea ce privește conținutul, este rodul cercetărilor de lungă durată pe care autora le-a desfășurat cu pasiune și profund interes științific în domeniul științelor limbajului pe dimensiunea calculologică a calculului diferențelor direcționale în limbile franceză și română. Abordarea originală, creativă și responsabilă a comunicării verbale, având la bază modelul diferențial al lui Rice, dezvoltat ulterior în modelul diferențelor direcționale MID, vă spune la mult înainte, elaborat de echipa lui Jacques Pechler la Geneva, cercetarea de față dezvoltă MID în limba română printr-un studiu experimental, formalizând rezultatele pe un nou pachet, traducerea direcțională. Aici fac o paranteză, faptul că am fost colaboratoare, colege în cadrul masteratului cu diplomă de teoria și practica traducerii. M-a ajutat foarte mult să intru în dialog cu doamna Irina Breacnă și să văd de la o etapă la alta, de la un an la altul, de la o serie de studenți la alta, modul în care această teorie, aceste teorii sunt receptate de către studenții noștri în activitatea lor de cercetare, modul în care aceste teorii marchează
activitatea Centrului de Cercetare, Analiza Discursului de la Universitatea din Suceava, în colaborare cu Centrele de Cercetare de la Universitatea Stavandova din Chișinău. Originalitatea și importanța acestei vaste cercetări provin din validarea emigrării pe limba română, extrapolarea emigrării în domeniul traducerii și crearea unui model teoretic nou, deschiderea principiilor teoretice către modelul către domeniul didactic. Iată cele patru axe fundamentale de intervenție directă a teoriilor pe care doamna Irina Brahna le extrapolează, cele patru direcții în care aportul cercetării doamnei Irina Brahna este unul remarcabil. Metodele de cercetare intuitivă a fost aplicată de autoare pentru validarea emigrării originale. Metoda studiului pe corpus a fost utilizată pentru descrierea interacțiunii fenomenelor temporale în română și francez. Autori români, precum Poșeru, Jordan, Ierimina, Ioanescu, Rapilu și străini, Vaihamba, Boze, Danuete Pichon, Guillaume, creează un fundament teoretic modelului diferențelor direcționale, permițând formularea clară a ipotezelor de lucru și a obiectivelor urmărite, paginile 20-23, teoria pertinenței TQI susținând aplicabilitatea didactică a demersului de cercetare. De altfel, ampla bibliografie în aceste lucrări, 336 de lucrări, grupate în surse de limba franceză, surse în limba engleză, surse în limba română, surse în alte limbi, dezvăluie interesul cercetătoare pentru o abordare teoretică exhaustivă, în același timp critică și productivă la nivelul dezvoltării teoriilor și al inovării de limbajului. Aici iarăși fac o paranteză în legătură cu referatul prezentat de doamna profesor Ucaman. Într-adevăr, este impresionantă abordarea critică a teoriei coșentiene, modul în care autoarea, doamna conferențiată Irina Brahna, încearcă să folosească principiile teoretice ale lui Coșeru, aplicându-le, dezvoltându-le, particularizându-le pe subiectul tezei domniei sale. Remarcăm cele 22 de intrări biografice, având-o ca autor pe doamna Irina Brahna. Impresionante sunt toate aceste contribuții pe parcursul anilor. Iată de ce o teză făcută într-un număr mai mare de ani este o teză care are un fundament teoretic și aplicativ mult mai pregnant. 22 de contribuții directe la bibliografia tezei semnate de doamna Irina Brahna. Structura textului tezei este logică și înglobează, în afară de cele patru capitole majore, timp și referință temporală în paginile 28-73, de la modelul codului la modelul inferenței, comunicarea intra- și interlingvistică, paginile 75-115, modelul inferențelor direcționale în limbi franceză și română, paginile 128-176, rezultatele validării experimentale la modelul inferențelor direcționale în limba română, paginile 182-151, mai multe secvențe paratextuale, adnotarea în limbile română, engleză, rusă, lista tabelelor, lista figurilor, lista abrevierilor, un glosar de termeni, introducerea și concluziile și recomandările, concluziile parțiale la sfârșitul fiecărui capitol, bibliografia, trei anexe, rândurile de interpretare, citate recomandativ al rezultatelor fazei. Sub domeniile științelor limbajului reprezentate sunt gramatica, analiza discursului, lingvistica generală, lingvistica aplicată, traductologia, didactica limbilor. Doamna Irina Brahna, surprinzând aspecte
interesante ce țin de funcționarea limbilor și a limbii, cu majusculă, limba lui Saussure, în acest parcurs interdisciplinar, care investigează comunicarea și aspecte specifice ale acestuia în limbile franceză și română astăzi. Grija pentru rigoarea metodologică este evidentă, la fel ca preocuparea pentru metalimbajul adecvat. Primul capitol este, de fapt, o reușită sinteză asupra subiectului temporalității în limba, dar și a poziționării acestuia în interiorul științelor limbajului de la Platon și Aristotel până astăzi, cu trimiteri importante la limba română, timp, mod, aspect, dar și cu o primă descriere a epidemiei. Roger Coșeliu este un refer pentru gândirea biologică și lingvistică care o influențează covârșitor pe cercetătoare. Grice și teoria pertinenței apar în capitolul 2, cercetătoarea fiind preocupată de descrierea unor fenomene, precum cogniția, comunicarea și arhitectura minții, în lumina acestei teorii servind înțelegerii traducerii, activitate ce implică limbajul, în concordanță cu aspectele cognitive ale acestui act. O scrie întreagă de autor completează această argumentare pe tema relației dintre traducere și pertinență. Mason, Wood, Sperber, Wilson, Seven, Roser Skelios, Mășler, Rodul, Underhands, doamna Elina Brahna, precizând că, citez de la pagina 118, abordarea aspectelor cognitive ale traducerii reprezintă o direcție benefică pentru toate domeniile de interes ale traductologiei, fiind capabile să le reflecte în toată complexitatea și interdisciplinaritatea lor legitimate. Capitolul 3 ilustrează capacitatea autoarei de analiză, investigație bine orientată și stabilirea de conexiuni între modele teoretice descrise anterior, concluziile de impertinente. EMD este o particularizare a TPE în notarea referinței temporale și a inferențelor temporale. Aplicarea EMD pe un corpus de limba română devine un demers ipotetico de tip de validare pe care experimentală a construcției teoretice, iar rezultatele sunt impuse ulterior unui demers inductiv în vederea formalizării unui nou model traductologic. Validarea a fost făcută pentru limba română la nivelul tipurilor de fare, paginile 156-159, perfectul compus, perfectul simplu, valica perfectului, la nivelul predicatului, paginile 159-164, al conectorilor și pentru că în etapa, în a doua etapă a validării, s-au vizualizat și sistematizat rezultatele, s-au stabilit principiile de interpretare acestora, formulându-se concluziile, paginile 174-176. Toate aceste elemente pregătesc substanța celui de-al patrulea capitol, foarte tehnic, cu interpretări schematice și concluzii tabelate, numai puțin de 18 tabele sinteză a rezultatelor în paginile 182-226. Se configurează noul model de subunitate de traducere direcțională, al cărui mecanism de funcționare este amplu descris de autoare, pagina 251. Aplicațiile didactice ale acestui nou model conțin o serie de propuneri de integrare a lui în procesul de conceptualizare a resurselor didactice și a strategiilor de evaluare în formarea traducătorilor. Mi s-a părut deosebit de important modul de prezentare a conceptului de eroare sau greșeală de traducere, paginile 225-258, dar și a timpului și temporalității în didactica traducerii. Cu
toate că exemplele sunt bine integrate în text, am resimțit nevoia existenței corpusului de studiu afișat, transparent, care să evidențieze că șantoanele de limba reieșită din selecția operată la nivelul discutului autentic. Dar în același timp, nu putem să nu remarcăm modul în care doamna doctor conferențiat Irina Dragnea a răspuns tuturor observațiilor care au fost făcute în etapele anterioare de pregătire acestei susțineri publice a tezei. Concluziile generale și recomandări sunt bine structurate și inteligent formulate. Onestitatea, iată că și eu folosesc acest cuvânt pe care doamna profesor Ocanan l-a repetat în referatul domnului sale. Onestitatea parcursului cercetării științifice întreprinse de doamna Irina Dragnea este incontestabilă. Aportul formulărilor asupra funcționării limbii române, punctele 5-6-7, pagina 268, este considerabil, iar contribuțiile originale, ca urmare a abordării cardiologice a calculului diferențial, punctele 8-9-10-11-12, pagina 269, atestă valoarea teoretică și practică acestei investigații de mare acuratețe metodologică, cu repercusiuni și deschideri asupra conținutului disciplinelor de profil din programele de traducere. Dacă MIDE se cere a fi validat și pentru alte limbi distincte de română și franceză, validarea modelului inventat, modelului creat, noului model, se va putea face la recomandarea cercetătoarei. Citez într-un studiu empiric un public de cursanți viitori traducători și sau un public de traducători profesioniști. Încheieți citatul de la pagina 269. Apreciem la teza de doctor abilitat în biologie, supus atenției noastre, aspectele de soție informale, dar și corectitudinea limbii române. Rezumatul tezei este în perfectă conformanță cu conținutul lucrării. În concluzie, având în vedere importanța teoretică și aplicativă a tezei de doctor abilitat în biologie, intitulată Calculul inferențelor direcționale în limbii de franceză și română, abordări cardiologice, apreciind originalitatea de mersul investigativ, profunzimea analizelor și prelucrarea critică a ideologiei. Remarcând interesul și pasiunea pentru un subiect legat în mod direct cu activitatea la catedră a cercetătoare, grija acesteia pentru utilitatea rezultatelor cercetărilor sale, importanța sintezelor și recomandărilor finale, ne exprimăm cu toată responsabilitatea acordului în vederea susținerii publice a lucrării și acordarea titlului de doctor abilitat în biologie, doamnei conferențial universitar, profesor Irina Dragnea. Calificativul pe care îl propunem cu convingere și răspundere este excelent. Felicit călduros și colegial conducătorul științific al acestei teze, pe distinsa doamnă doctor abilitat, profesor universitar Irina Zvanț, pentru meritoria activitate de rezumare a tinerei cercetătoare. O felicit din inimă pe doamna Irina Dragnea, urându-i să-și urmeze parcursul științific doric. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, stimată profesor Bedeanu, și continuăm cu doamna doctor habilitat, conferențiar, cercetător Ingăduță, să prezinte avizul asupra tezei. Nu știu dacă eu am să fac așa. Așa, se vede aici doamna Ingăduță. Vorbiți de cu sau nu înțeleg? Deci să vorbiți de acolo, se vede bine, vedeți? Deja suntem mai vizibili. Distanța universitară, stimul este atât sub cuvinte cât și în cuvinte. Este atât
ALEC ne este primul instrument de prelucrare a prelevorat, dar astăzi în discuție. Priza prezentată este o analiză să înscrie în ceea ce trebuie să numim problemă de perspectivă pragmatică, în lucrare se puntează probleme referitoare la subiectul temporalității, gradului juridice și filosofiei limbii, se descriu principiile de bază ale modelului inferențelor direcționale, algoritmul și ierarhia informațională proiectate pentru calculul diferențial direcțional și se experimentează în vederea validării miei de în limba română, elaborat pentru limba franceză, se aplică rezultatele în domeniul traductologic. Pragmatica constituie, în prezent, o direcție importantă de cercetare în științele limbajului. Stabilirea scopurilor, efectelor și implicațiilor utilizării construcțiilor lingvistice de către vorbitori determină generarea sensului și comunicarea eficientă. Autorii lucrării analizează faptele de limbă în cunoștință de cauză, stabilind ierarhii ale trăsăturilor direcționale în franceză și română și conturând configurații ce rezultă atât din logica cât și din sufletul comunicării. Abordarea traductologică a modelului combină cercetarea și activitatea didactică într-un demers unic, iar o teorie a traducerii bazată pe teoria pertinenței poate ghida activitatea specialistului sau a formatorului de specialiști din domeniu. Teza semnată de doamna Irina Breacna constituie cercetare consistentă, natură, inovatoare. Considerațiile teoretice pe care se fundamentează lucrarea sunt coerente, bine ancorate în realitate. Evidențiem complexitatea cercetării, pertinența observațiilor și a concluziilor formulate. Metodologia utilizată de autoarea lucrării corespunde obiectivelor propuse. Din punct de vedere aplicativ, verificarea unei idei pe un corpus în limba română se înscrie într-un demers ipotetico-deductiv de validare pe cale experimentală a unei construcții teoretice deja existente. Capitolul 1, timp și referință temporală în limbă, abordează o serie de probleme teoretice care vizează esența temporalității în limbă sub aspect diacronic. Se analizează limbă din perspectiva unor cadre teoretice influente din secolul al XX-lea, abordări structuraliste, cele adoptate de lingvistica textului și de semanticile discursului. Se trec în revistă postulate din lucrările de gramatică tradițională, realizându-se o sinteză privind temporalitatea în limbă. În capitolul al doilea, de la modelul codului la modelul inferenței, comunicarea intra- și interlingvistică se conturează premisele elaborării idei prin prisma paradigmei definite de teoria pertinenței, se fundamentează bazele metodologice pentru designul experimental, principiile de interpretare a datelor empirice și formularea criteriilor de validare a ipotezelor experimentale și teoretice. Se caracterizează conceptele de inferență, semnificație non-naturală și briciul lui Grice, maxime conversaționale, integrare și cea de pertinență, principiul cognitiv al pertinenței, principiul comunicativ al pertinenței, se ilustrează criteriile de aplicare a teoriei pertinenței în domeniul traducerii. Postulatele teoretice sunt ilustrate prin numeroase exemple concludente care probează calitățile de cercetător ale autoarei. În capitolul al treilea, modelul inferențelor direcționale în limbile franceză și română, se descriu etapele de elaborare a mei idei în baza limbii franceze, se analizează structura ierarhizată a modelului, după care se identifică etapele pentru revalidarea mei idei și determinarea modului în care calculul diferențial se produce în limba română. Se argumentează criteriile pentru construcția itemilor experimentale, valorile temporale spectrale ale tipurilor limbii române selectate pentru studiu, relația de cauzalitate dintre predicate, conectorii, conceperea grilelor de interpretare. Sunt formulate ipotezile experimentale, a căror verificare sau infirmare reprezintă obiectivul principal al aplicării unei idei în română. În capitolul al patrulea, rezultatele validării experimentale a modelului inferențelor direcționale în limba română,
Se sistematizează rezultatele obținute în faza 1 de interpretare, sub aspect comparativ-contrastiv, se ilustrează cum au fost atribuite diferențele direcționale în item experimentali cu aceeași configurație a timpurilor, conectorilor și ordinii enunțurilor, dar cu predicate în relație de cauzalitate cu grad diferit de forță sau distanță. Se abordează calculul diferențial în franceză și română din perspectivă traductologică prin formalizarea unei subunități de traducere direcționale. În final, doamna Irina Dreaptă formulează în mod obiectiv și argumentat concluzii pertinente care confirmă mare, iar parțial infirmă, ipotezele inițiale. Dimensul autoarei s-a materializat într-o lucrare interesantă și utilă, reprezentând o contribuție valoroasă la studiul interințelor din perspectivă traductologică, sub aspect teoretic și practic. Remarcăm că prin aspectele examinate și prin soluțiile propuse, lucrarea reprezintă o inovație, răspunzând unor necesități stringente legate de optimizarea traducerii. Conținutul lucrării denotă faptul că scopul și obiectivele stabilite în lucrare au fost atinse, în același timp, lucrarea deschide perspective noi de investigații în direcția trasată. Bazându-și cercetarea pe o amplă bibliografie, de care nu lipsesc lucrările cele mai reprezentative, autoarea face dovada unei bune pregătiri filologice și a unor certe capacități de investigație. Menționând că textul tezei reflectă o viziune proprie asupra problemei abordate, vedând creativitatea și capacitatea de analiză și sinteză a autoarei, totodată modul de organizare și de expunere materialului denotă că Irina Dreacna a învățat să selecteze și să sistematizeze informația de ultimă oră care vizează fenomenul studiat. Este de remarcat și structurarea riguroasă a capitolelor în paragrafe. Concluzia noastră e că autoarea a reușit să construiască o investigație proprie, fără a urma fidel un model străin. Autoarea are un metalimbaj științific riguros, precizie a exprimării și nu ezită să ia în dezbatere unele probleme de terminologie, argumentând opțiunile pentru termenii adoptați. Totuși sugerăm să evite construcțiile cu prepoziția într-o, în contexte de genul o etapă intermediară într-o evidențierea unor fenomene, proiectul în evidențierea, sau într-o realizare acestui obiectiv, proiectul în vederea realizării. Rezumatul corespunde conținutului tezei, vor nu este ușor să prezinte esența unei lucrări de proporții considerabile, cu numeroase tabele, figuri și anexe într-un spațiu restrâns. Apreciem efortul și curajul autoarei de a duce la bun sfârșit o activitate necesară de vari motive, plăcerea și nevoia de cunoaștere, carieră științifică, talent și vocație de cercetător. Prin calitățile reale, atât ca documentare, cât și ca nivel științific, considerăm că lucrarea doamnei Irina Dreacnă corespunde rigorilor unei teze de doctor habilitat, urmând să fie înalt apreciată. Toate acestea ne îndreptățesc să recomandăm lucrarea pentru a fi susținută în ședință publică, pentru a fi apreciată în ședința publică cu un calificativ excelent sau nu știu care. Cred că ce mai ceva? Da. Ce am spus? Mulțumesc. Mulțumim, doamna Anuța. Și vrem cuvânt acum al domnului Angela Stăpan, pentru că a venit la conferențial universitar, să ne prezinte avizul. Mulțumesc, doamnă președinte, în alt consiliu. Dați-i voi, doamnei, dreapta să ia loc. Prefer să stau în picioare, că nu mă deranjează. Nu știu cât de mare, mare respect pentru recenzenți. E în picioare. Dar mai mult. Dați-mi voie să dau citire, stimați colegi, referatului asupra tezei de doctor habilitat în filologie, calculul inferențelor direcționale în limbile franceză și română, abordări traductologice, specialitatea 621.05,
Semiotică, semantică, pragmatică, autor Irina Breacne, consultant științific Ludmila Zvanț, profesor universitar, doctor abilitat în teologie. Doamna conferențiar universitar Irina Breacne, doctor în filologie, a redactat o teză pentru obținerea titlului de doctor abilitat în filologie, o lucrare bine structurată, atent argumentată asupra calculului inferențelor direcționale în limbile franceză și română, sub aspect traductologic. Este o continuare aproape firească a două monografii și a unei lucrări didactice ale dumneavoastră. Actualitatea și importanța temei abordate rezidă în faptul că autoarea, în mod just, delimitează obiectul de studiu, când o demarcare între diferite niveluri ale limbii, ale limbajului, și anume problematica semnificației, care este centrală pentru lingvistica modernă, adică nivelul limbii, determinarea locului și modului prin care sensul este generat, reconceptualizarea idiomului din instrumente de codificare, din instrumente de reprezentare și de comunicare, este nivelul vorbirii, și utilizarea diverselor modele de enunțuri, utilizând gramatica generativ-transformațională, lăsându-le într-un șir conceptual, și este vorba de nivelul vorbirii și al discursului. Astfel, autoarea Irina Breacne, în studiul dumneavoastră, implică concepția de lingvistică integrală ce aparține marilor lingvisti Eugen Goșeni, deși uneori autoarea într-o polemică cu dumneavoastră. Teoria pertinenței propune principiul pertinenței drept instrument regulator al comunicării verbale, reușind să explice cum oamenii comunică, dar și de ce comunicarea umană se soltează uneori cu eșec. Teoria pertinenței relevă importanța procedeilor de contextualizare în derivare sensului. Importanța și originalitatea prezentului studiu constă în faptul că doamna Breacne a aplicat modelul inferențelor direcționale pentru limba română. Acest procedeu de lucru a fost elaborat de grupul de cercetare privind referința temporală de la Universitatea din Geneva, sub conducerea lui Iosif. Folosind acest instrument de lucru, autoarea a formalizat rezultatele obținute în cadrul unei subunități de traducere direcționale. În urma acestei investigații s-au constatat anumite tendințe și realizări cu privire la aortizarea perfectului compus în română și valoarea de inversiune temporală obținută cu ajutorul lui. De asemenea, rezultatele obținute în domeniul traducerii au permis propunerea unui model teoretic al subunității de traducere direcțională. Teoria pertinenței s-a dovedit a fi un cadru teoretic cu valoare descriptivă și explicativă, iar modelul inferențelor direcționale a oferit instrumentarul și metalimbajul necesar pentru tratarea subiectelor particulare legate de temporalitate. Rezultatele fundamentale obținute care au soluționat o problemă științifică aplicativă de importanță majoră rezidă în demonstrarea experimentală a prevederilor MEDIDEM, se denumesc în continuare prin abreviere, aceste modele, ceea ce a condus la clarificarea particularităților calculului inferențial direcțional în limba română, creând bază teoretică pentru formalizarea unui model de subunitate de traducere direcțională. Scopul lucrării este validarea experimentală a MID pe materialul limbii române și determinarea particularităților generate de calcul inferențelor direcționale în această limbă. Autoarea plasează calculul inferențial în aplicarea traductologică prin formalizarea unei subunități traducere direcționale. Doamna Irina Breacne și-a propus pentru investigare atingerea mai multor obiective de cercetare, dintre care putem menționa următoarele. Identificarea categoriei temporalității, modalitatea de elaborare a MID, în ce măsură pragmatica postgresiană și teoria pertinenței au contribuit la fundamentarea sa teoretică, desfășurarea celor două etape de validare experimentală a MID, determinarea modelului teoretic de subunitate de traducere direcțională și trăsăturile fundamentale ale ei. Noi, făcând referință la lingvistica integrală a lui Goșeni, nu putem să nu menționăm că în toată canabaua tesei găsim repere ce fac trimitere la conceptul dat. De pildă, la formulă
fiindcă subunitatea de traducere direcțională constituie un proces inferențial specializat, subordonat ierarhic procesului inferențial general, care produce forma propozițională a enunțului. Problema vorbirii, reflectată în gramatică generativ-transformațională, o putem referi la calculul inferenței direcționale care are loc în timpul procesului de traducere, la greșeala de traducere, la mecanismul fundamental al subunității de traducere direcționale, de funcționare, care este în esență inferențial de natură pragmatică. Și problematica lingvisticii cognitive se aplică la subunitățile de traducere direcționale, care sunt un concept universal, transglotic, deoarece conținutul său sau lor poate fi definit în termeni de informații procedurale și conceptuale purtătoare de trăsături direcționale. Conform teoriei lui Eugen Coșeriu, funcția semnificativă, semnificația limbii, e cea primordială, dar nu cea comunicativă. De când după Roman Iacobsov, limba e pragmatică, e pot, și autoarea prezentului studiu se află pe poziție de interferență între teoria lui Iacobsov și cea lui Coșeriu. Coșeriu afirmă că limba nu e cod, ci e concept, care e tipic omului, doar el implică semnificații în redarea informației. Coșeriu, situându-se pe poziția lui Humboldt, afirmă că limbajul are funcții creatoare de instituire a semnificației, fiecare limba având semnificația sa. Ceea ce observăm în prezenta teză este că MID operează atât cu codul, oferind anumite modele structural semantice, dar și cu semnificația, la nivel de limbă, dar și cu, cu sensul, la nivelul vorbirii, realizate prin diverse modele ale frazelelor. Cu privire la aspectul epistemologic al tezei, am vrea să menționăm că autoarea propune o serie de termeni pentru domeniul investigat al lingvisticii, care sunt fie traduși, fie actualizați, fie adaptați la structura limbii române. 2. Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 337 de titluri, 3 anexe, 265 de pagini de text de bază, 7 figuri, 21 de tabele. În capitolul 1, limba și referință temporală în limbă, se face o sinteză a problemelor care au definit domeniul temporalității în limbă, o categorie filozofică și lingvistică vastă, ce incorporează atât diverse teorii, cât și multe aspecte ale manifestării sale. Una din aceste manifestări ar fi aspectul, în sensul mai îngust, și aspectualitatea, în sensul mai larg. Limba română nu are categoria gramaticală aspectului, deoarece nu deține instrumentele gramaticale care ar asigura exprimarea ei în limba română, așa cum a fost în latină sau cum este în limbele preponderente sintetice, ca cele slabe de pildă. Însă româna acoperă necesitatea de exprimare a acestei categorii gramaticale prin categoriile lexicogramaticale, ale modurilor desfășurării acțiunii, acționzar, și ale terminativității, a terminativității, ce sunt expresie aspectualității în limba română. Mei vine într-un fel să sublinească și această necesitate de redare a aspectualității în română prin desemnarea unor acțiuni ce au ajuns la punctul final de desfășurarea lor, de exemplu, perfectul compus, mai mult ca perfectul, sau prin modalitate de încheiere bruscă acțiunii, uneori perfectul simplu, nu semantica verbului, dar și prin consecutivitatea desfășurării diferitor acțiuni. Bineînțeles, în această ordine de idei, ne-am fi dorit ca doamna Breagnă să fie cercetat și funcția imperfectului, care în opoziție cu perfectul simplu sau cu mai mult ca perfectul, are dat opoziția perfectiv-imperfectiv. Capitolul al doilea, de la modelul codului la modelul inferenței, comunicarea intra- și interlingvistică, descrie premisele elaborării MID din interiorul paradigmei definite de teoria pertinenței și stabilește metodologia care servește la desfășurarea experimentală și la fundamentarea principiilor de interpretare a datelor empirice, precum și la formularea criteriilor de validare a ipotezelor experimentale și teoretice. Teoria pertinenței concepe comunicarea prin intermediul codului lingvistic, drept un proces non-autonom, subordonat procesului inferențial. Procesul inferențial, pe de altă parte, este autonom,
Comunicarea prin cod este lingvistică, semnalele acustice sau grafice fiind utilizate pentru a comunica reprezentări semantice. Dacă să revenim la teoria lui Jacobson, care afirma că limba e pragmatică, că e cod, și la afirmarea lui Coșeriu că finalitatea limbii este semnificație și nu codul, deoarece codul este propriu și altor tipuri de comunicare, iar semnificația este caracteristică doar limbajului uman, putem conchide că autoarea a găsit calea de mijloc care ar îmbina ambele teorii. Mie idei care ar putea juca rolul codului pe de o parte și semnificația multiplelor modele de traducere ce țin de gramatica funcțională, dar și de cea generativ-transformațională, pe de altă parte, ar putea crea o înțelegere de ansamblu în soluționarea aspectelor traductologice pe care și le propune doamna Breacnă. Capitolul 3. Modelul inferențelor direcționale în limba franceză și română descrie cum s-a realizat elaborarea și validarea MID pe baza limbii franceze, precum și implicațiile teoretice ale MID pentru determinarea dinamicii temporale în limba respectivă. Este prezentată structura ierarhizată a modelului și diversele sale competențe, componente cele tare. Sunt identificate etapele necesare pentru revalidarea MID și determinarea modului în care calculul inferențial se produce în limba română. Abordarea problemelor enumerate supra nu pot fi soluționate fără aplicarea din nou sau apelarea din nou la lingvistica integrată din Coșeriu, aniversarea 100 de ani de la cărui naștere o sărbătorim în acest an. Astfel, când autoarea afirmă că postulatul inițial al MID, bazat pe previziunile teoriei pertenenței, este că interferențele direcționale sunt rezultatul combinării informațiilor contextuale cu informațiile lingvistice în chiar citatul, apelăm în acest caz la gramatica funcțională și la lingvistica discursului, iar când se afirmă că, citesc, MID operează cu informația lingvistică care codifică concepte și informația lingvistică care codifică proceduri, e citatul, apelăm la lingvistica cognitivă și la lingvistica vorbirii. În cazul construirii itinerilor experimentali, s-a propus că cele trei tipuri de informație conceptuală, adică predicatele, procedurală morfologică, timpurile, și procedurală propozițională, conectorii, au fost supuși unui șir de variații în baza construcției prototipice E1-E2. Au fost obținute 12 configurații în baza unei secvențe de modele transformaționale, constând din două enunțuri. Dacă să analizăm din punctul de vedere al nivelului vorbirii, aceste variante pot fi sinonimice, dar nu sunt sinonimice la nivelul limbii. De exemplu, configurația 1 și 2, 3 și 4, 7 și 11, 8 și 12, de exemplu, citesc. Anca scăpă paharul din mână, paharul se sparse, și anca scăpă paharul din mână, paharul se spărsese, sau paharul se sparse pentru că anca îl scăpă din mână, și paharul se sparse pentru că anca îl scăpase din mână. Deci, în traducere avem de-a face, când analizăm aceste enunțuri, în traducere avem de-a face cu, pe de-o parte, cu denominarea, care se referă la vorbire și este legătura cu extragloticul, iar pe de-altă parte, cu semnificația, când conținutul este determinat de o limbă concretă, și cu scrisul, când un conținut concret dintr-o limbă anumită este exprimat printr-un anumit text, prin intermediul semnificației și alte desemnări, dar poate exista și fără ele. Exemplele de mai sus prezentate în cupluri corespund unei singuri denominări, însă nu corespund unei și aceleași semnificații. În astfel de cazuri, traducerea depinde de competența lingvistică și experiența traducătorului. Echivalența lor a acestor enunțuri menționate supra, echivalența lor se află în afara nivelului limbii, la nivelul vorbirii. În gramatica structural-funcțională, care deservește limba, se ia în calcul distinția între enunțuri, în limbi concrete, și nu echivalența enunțurilor. În acest punct de vedere, ele nu sunt sinonimice, aceste enunțuri, deci din punct de vedere al limbii. Gramatica generativ-transformațională este considerată universală, deoarece reflectă în forma generală lumea extraglotică, și în acest punct de vedere, aceste enunțuri sunt sinonimice. Un traducător ar trebui să fie instruit la nivel de licență și master în asemenea subtilități, fără fapt remarcat de doamna Irina Breacnă cu privire la luare în calcul, a pregătirii la nivel de traducători și
și la nivel de competență lingvistică a studenților în timpul experimentului. Concluziile la teză sunt pertinente, reflectă în mare obiectivele și ipotezele propuse spre cercetare. În concluziile lucrării, bogate și nuanțate, sunt reluate argumentele care probează rezultatele fundamentale obținute, ce au soluționat o problemă științifică, aplicativă, de importanță majoră, care rezidă în demonstrarea experimentală a prevederilor MIP, ceea ce a condus la clarificarea particularităților calculului diferențial direcțional în limba română, creând baza teoretică pentru formalizarea unui model de subunitate de traducere direcțională. Teza de doctor habilitat este redactată în regim, având un stil clar științific, utilizând metalimajul, cum s-a menționat, de antivorbitoarele mele, deci un metalimaj adecvat, obiectul de cercetare. Studiul impresionează prin subtilitatea analizii și profunzimea concluziilor formulate. Rezumatul reflectă fidel structura și conținutul tezei de doctor habilitat, aparatul bibliografic este alcătuit din diverse surse bibliografice publicate în mai multe limbi. În final, aș avea doar câteva obiecții de conținut la conținutul tezei și al rezumatului, care nu minimalizează niciun fel de importanță teoretică și practică a studiului. Atenționez asupra faptului că ar fi cazul să se facă o distincție categorică între gnoseologie și ontologie în unele exprimări din teză, să fie eliminate unele erori ortografice, mecanice, să fie utilizate doar acele referințe bibliografice în rezumatul tezei la care se face referință în textul rezumatului. În fine, putem concluziona, împotriva obiecțiilor insignifiante constatate, că teza doamnei Irina Breacnă, calculul diferențelor direcționale în limba franceză și română, abordări traductologice, specialitatea 62105 semiotică, semantică, pragmatică, este elaborată în conformitate cu recomandările și cerințele în vigoare, iar autoarea ei merită să se compere titlul de doctor habilitat în filologie și consideră că teza luată în discuție, autorul Irina Breacnă merită calificativul de excelent. Conform channelului nostru, eu vreau cuvânt autorului tezei, care dacă poate comenta unele sugestii sau obiecții care au fost făcute în referatele recenzenților, dacă sunt. Se vede. Vă vedeți acolo. Eu aș vrea, în primul rând, să mulțumesc recenzenților oficiali pentru faptul că recenziile domnilor lor reflectă un studiu foarte profundat a tezei și uneori chiar lucruri care cumva existau implicit în cercetarea mea au fost explicitate și pentru mine tot cumva este un aport semnificativ. Cu privire la bine recomandări și obiecții, în privința recomandării sau desideratului evocat de doamna profesor Artelan, acel corpus de comunicare naturală, eu cred că el poate, deci în cadrul design experimental, evident era vorba de un discurs construit pentru că așa făceau parametrii experimentului. Evocam în recomandări în testarea subunității, unde într-adevăr putem lucra pe text produs în condiții naturale de către traducători sau viitorii traducători. Și asta într-adevăr, eu argumentez de ce în design e nevoie de propoziții construite, dar în același timp îmi dau seama că orice teorie trebuie testată pe discurs natural, spontan. Cu privire la observația doamnei
Druță, desigur, acest intru eu nu pot să-mi explic de unde a apărut, pentru că în mod normal eu nu folosesc, nu știu, cred că a fost o fază în modul meu de a mă exprima. Desigur, și cu privire la aceste observații foarte pertinente ale doamnei Zgardan, această delimitare de principiu între ontic și gnoseologic, bănuiesc în a delimita când vorbim despre lingvistic, când vorbim despre glotic, despre acești doi termeni este vorba. Bine, aici să zicem că de-a cursul carierei mele de cercetător, această delimitare, da, a fost propusă de unii lingviști, dar sincer nu știu dacă este cazul în contextul teoriei pertinenței, sau poate n-am înțeles eu foarte bine această delimitare, pentru că, după cum spuneam, teoria pertinenței depășește cadrul acesta al lingvisticii clasice sosuriene și integrează și limba și vorbirea și cumva le abordează dintr-o singură perspectivă. Deci, da, exact. Adică noi începem interpretarea prin limbă, prin lingvistic, din câte am înțeleg eu, dar continuăm cu vorbirea și deci cu partea ontologică. Și cu referință la sursele bibliografice din rezumat, eu tot am avut un moment de ezitare, pentru că atunci când enumeram acei autori în această componentă importantă a rezumatului care ține de a prezenta cum stau lucrurile în domeniu. Deci, pentru mine, eu i-am enumerat și mă gândeam că în momentul în care sunt enumerați să fie și în bibliografie pentru a fi eventual consultați de cei care vor citi rezumatul și astfel se explică prezența lor acolo, chiar dacă nu au fost citați. Dar mulțumesc pentru acest comentariu, pentru că el cumva a clarificat o întrebare pe care eu singur n-am pus-o atunci. Eu am luat decizia, dar iată acum o să știu că există parametrul acesta. Încă o dată vă mulțumesc pentru recenzii și pentru cuvintele foarte frumoase. Mi-a plăcut foarte mult că spiritul meu matematic a fost laudat. De obicei, el nu este apreciat de către filologi și lingviști. Și vă mulțumesc de asemenea pentru că ați remarcat ceea ce ați numit onestitate. Pentru mine este foarte important atunci când scriu ceva să fiu eu însă convinsă de ceea ce scriu și să înțeleg până la final și să pot adera la această idee. Deci pentru mine acesta este un principiu foarte important. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, doamna Gagna, pentru răspunsuri clare, răspunsuri explicite și acum urmează dezbaterea științifică, în cadrul căreia membrii Consiliului Comisiei de Susținere Publică, autorul tezei, alți participanți, avem aici un singur participant care nu ține de comisie, pot să-și expună părerea lor asupra noutății, valorii științifice și aplicative a tezei, perspectivele temei cercetate. În formatul nou a școlii doctorale se poate să-și spună părerea și consultantul științific, așa că îi dăm cuvântul doamnei profesor, doctor abilitat Ludmila Zvanț, să expună câteva, eu știu, idei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cu permisiunea dumneavoastră o să citesc doar un scurt pasaj prezentat colegii. Noi am apreciat foarte mult aportul doamnei Elena Constantinovici la dezvoltarea gramaticii limbii române și sperat mult să o regăsim printre membrii acestei echipe, dar din păcate dumnei ei nu a putut să accepte din motive personale și doar atât ce ne-a scris. Am primit teza doamnei Breacnă și am citit-o cu atenție. Vreau să vă spun că este o lucrare foarte bună și care va pune bazele unei cercetări moderne a temporalității. Este adevărată această apreciere pentru că, de fapt,
istoria acestei cercetări pornește de la o aventură genoveză, când doamna Breahna a avut posibilitatea să beneficieze de această bursă în Elveția și a revenit de acolo undeva păstrând, având deja ideea de a dezvolta viziunile lui profesorului Möschler și iată că aplicarea acestor idei în procesul traducerii a generat interesul pentru subiectul pe care l-a prezentat astăzi. Desigur, din perspectiva celor care suntem aici mai mult, formatori de traducători, ne este foarte important nu doar temporalitatea, ci modul în care operează traducătorii atunci când se întâmplă procesul de traducere, pentru că totul ține de proces. Și în zilele trecute am finalizat și eu un articol, prima teză de doctor, teză mică pe care am lucrat-o pe timpuri, are interferențe cu subiectul de astăzi, pentru că era despre ordinea elementelor într-un predicat gramatical. Și iată, această aranjare, topologia, se regăsește din plin în teza realizată de doamna Breahna, dar și elementele care țin foarte mult, desigur, de dimensiunea traductologică. Și atunci când o ascultam pe doamna Breahna, mă gândeam că, desigur, m-ar interesa elementele tragem și noi la turta traductologică și când am analizat lista cuvintelor cheie, am văzut că ele aproape toate țin de traductologie, poate mai explicit, poate undeva mai aprofundat. Intenționam să o întreb, dar cred că răspunsul este la suprafață, ce fel de competențe trebuie să formăm la viitorii traducători, pentru că ei să aplice cu succes calculul diferențial în procesul traducerii. Pentru că acest lucru nu este ceva născut, acest lucru trebuie dezvoltat, crescut, educat și, desigur, lucrurile nu sunt atât de simple, pentru că există întotdeauna subiectivitatea fiecărui participant la o comunicare, fie monolingvă, fie plurilingvă. Autoarea tezei de doctorat revizitează ideile cercetătorului Wood în intenția de a explica utilizarea conceptului de pertinență pentru a descrie și explica fenomenul traducerii. Și în lumina acestui concept, o traducere este în primul rând un text într-o altă limbă utilizat interpretativ în raport cu textul original, adică traducerea este întotdeauna o utilizare interpretativă, interlingvistică a unei limbi. Și revenim la subiectivitatea celor care interpretează. La fel ca și în comunicare monolingvă, o concluzie comună din textele, surse și traducere se realizează prin interpretarea reprezentărilor lor semantice și a presupunerilor contextuale selectate din mediul cognitiv în conformitate cu principiul relevanței sau pertinenței. Principiul dat explică atât esența traducerii, cât și sursa fidelității acesteia față de original, deoarece traducerea este privită ca parte a activității mentale a unei persoane, bazată pe relevanță și utilizarea interpretativă a limbii și, totodată, principiile respective motivează alegerea unității sau subunității de traducere pertinente pentru contextul concret. Am scris mai multe cuvinte frumoase pe care le-am spus dintotdeauna Irinei, nu vreau să le repet. Gândirea matematică, gândirea filologică au interferențe foarte strânse.
pentru că este filologică. Este o logică întotdeauna în tot ce facem și cred că aceste calități și viziunea transdisciplinară ajută să facem lucruri interesante, să punem pe masă texte serioase, ceea ce ați reușit să faceți. Și de această dată, toate felicitările și mult spor în tot ce veți face. Vă mulțumim, profesor. Doamna secretar științific, Angela Grădinaru, la fel vrea să exprimeze o părere secretare la valoare științifică. Deci, lucrarea de față, lucrarea analizată, tratează o temă originală, de mare actualitate, care nu a constituit încă obiectul preocupărilor de cercetare ale specialiștilor din Republica Moldova. Această lucrare reprezintă o investigație modernă în domeniul pragmaticii și traductologiei, care continuă să suscite interesul lingviștilor, pragmaticienilor, traductologilor, datorită faptului că pragmatica și teoriile pragmatice reprezintă la ora actuală una dintre tendințele dominante în științele limbajului. Prin urmare, ne aflăm în fața unei lucrări caracterizate prin noutate tematică, modernitate demersului analitic, precum și prin originalitatea interpretărilor și a unor soluții propuse. E de apreciat faptul că cercetătoarea a aplicat modelul inferențelor direcționale în limba română prin intermediul unui studiu experimental și a formalizat rezultatele obținute în cadrul unei subunități de traducere direcționale. Contribuția cercetătoare este, prin urmare, dublă. În primul rând, a validat modelul inferențelor direcționale pe materialul unei limbi noi, confirmând în mare parte predicțiile sale, formulate inițial în baza limbii franceze. Aplicarea acestui model în contextul limbii române i-a permis cercetătoare să confirme fenomene semnalate de alte cercetări lingvistice din domenii diferite de pragmatică și anume perfectul compus în română și valoarea de inversiune temporală obținută cu el. Contribuția cercetătoare s-a materializat și la nivelul metodei implementate. În timp ce validarea modelului inferențelor direcționale, original, s-a bazat pe intuițiile proprii ale cercetătoarei, validarea acestei metode în limba română a implicat un public de studenți, locutori nativi de limba română, ceea ce a permis să diversifice modele de interpretare a direcției temporale și să ofere studiul un caracter mai general și mai obiectiv. În al doilea rând, a aplicat rezultatele obținute în domeniul traducerii, propunând un model teoretic al subunității de traducere direcționale. Prin urmare, avem un studiu fundamentat pe teorii moderne de cercetare în domeniul pragmaticii, pe abordări teoretice precum teoria pertinenței elaborată de Wilson și Sperber, modelul inferențelor direcționale elaborat sub conducerea lui Jacques Mechler, de grupul de cercetare privind referința temporală de la Universitatea din Geneva și teoria traducerii bazată pe teorie pertinenței în formularea lui Wood. Actualitatea și originalitatea lucrării sunt determinate de abordarea traductologică a modelului inferențelor direcționale, de combinarea cercetării și activității didactice într-un demers inspirat de paradigma cercetare-acțiune, interacțiunea fenomenelor temporale din română și franceză, au avut drept punct de plecare traducerile studenților în cadrul programelor universitare de formare a traducătorilor. Prin urmare, teorie pertinenții s-a dovedit a fi un cadru teoretic cu valoare descriptivă și explicativă, suficient de general pentru a acoperi astfel de ocurențe de transgresare a normei, iar modelul inferențelor direcționale a oferit instrumentarul și metalimbajul necesar pentru tratarea subiectelor particulare legate de temporalitate, fapt ce constituie în viziunea cercetătoare un subiect de actualitate. Lucrarea urmărește atât obiective de ordin teoretic, cât și obiective de ordin practic, care au fost bine conturate, cu un context amplu de analiză, deosebit în capitolul 4, realizare gridurilor de interpretare. Clasificarea și interpretarea exemplelor selectate dovedește finețe și pertinența analitică din partea autoarei. Remarcabilă este și îmbinarea echilibrată dintre interesul pentru aspectele cercetării fundamentale și cele ale cercetării aplicative, orientate spre soluționarea unor probleme practice. Lucrarea este bine gândită și atent structurată, dovedind că autoarea este un cercetător format,
cercetare își propune un studiu în bază practică, începându-l dintr-o perspectivă multiplă, la nivel intralingvistic și interlingvistic. Se remarcă bogăția, actualitatea și diversitatea surselor de informare bibliografică folosite de autoare, dar și capacitatea acesteia de analiză și comentare critică a lucrărilor parcurse. Recurgerea la teorii de ultima oră i-a permis cercetătoarei să propună formulări inedite într-o construcție bine articulată, îngăduind cititorului o lectură agreabilă. Teza demonstrează o bună documentare în subiect, facem referință în acest sens la cele 337 surse consultate, o selectare corectă a secțiunilor ce sunt aduse de fundament al cercetării. Autoarea analizează minuțios realizările în domeniu, demonstrând prin referințe teoretice și empirice în ce mod teoria pertinenței și modelul inferențelor direcționale, în calitate de specificare a teoriei pertinenței, pot avea valoare explicativă și descriptivă pentru fenomene legate de comunicarea verbală interlinguală, în traducere. Studiu experimental, rezultatele validării experimentale a modelului inferențelor direcționale în limba română, la care recurge autoarea, dorința de a adăuga cel nou, marca progresului științific, în lumina unei perspective de descriere bine delimitată și precizată pe tot parcursul lucrării, fac din această teză o cercetare novatoare și originală. Autoarea a demonstrat că tema cercetării prezintă un interes vădit pentru traductologie, aplicând rezultate obținute în urma validării modelului inferențelor direcționale în limba română la domeniul traductologiei. Cercetătoarea propune un model teoretic de subunitate de traducere direcțională, definind trăsăturile fundamentale ale subunității de traducere direcționale propuse și formalizând subunitatea de traducere direcțională propusă în cadrul unui model structural și funcțional și propunând căi prin care subunitatea de traducere direcțională poate fi corelată cu noțiunea de greșeală de traducere și sau aplicată independent într-un context didactic de formare a traducătorilor. Deci, lucrarea se impune și pentru un model propriu de validare pe cale experimentală a unei construcții teoretice deja existente cu scopul de a formaliza un model traductologic de subunitate de traducere de natură temporal-direcțională. La toate acestea se adaugă claritate și eleganța redactării lucrării. Teza este perfectată într-o științifică care impresionează prin precizie, claritate, simplitate expunerii, coerență. Stăpânind tehnicile de descriere lingvistică, de interpretare și valorificare a achizițiilor teoretice, dovedind puterea de sinteză a informațiilor, de formularea esențialului, lucrarea doamnei Irina Bracna ne aduce mai aproape de modernitatea cercetărilor lingvistice, dar și de realitatea funcționării limbilor. Deci teza de doctor habilitat reprezintă, cu siguranță, un pas important în domeniul pragmaticii și traductologiei. În concluzie, recomandăm cu întreaga noastră convingere că doamna Irina Bracna merită pe deplin să-i se confere gradul științific de doctor habilitat în filologie și dacă ar fi să propunem și un echivalent, deci propunem calificativul excelent. Vă mulțumim, doamna Bernaru, și îmi rămâne și mie să dau știrea unui aviz așa mai rezumativ, scurt. Deci, în primul rând, o felicit cu doamna Bracna că a ajuns la etapa finală, este o etapă cea mai importantă, în care va obține titlul de doctor habilitat. Și menționăm că cercetarea efectuată de doamna Bracna și propusă să susține, presupune o abordare complexă și multiaspectuală a unui procedeu de traducere din perspectivă pragmatică, și toate demersurile teoretice converg spre acest scop. Fiind știința care studiază limbajul din punctul de vedere a relației dintre semne și utilizatorii acestuia, pragmatica, al cărei fundament teoretic a fost constituit relativ recent, este încadrată din punct de vedere istoric în câmpul semanticii și în cel al lingvisticii, centrându-și demersul pe domeniul teoretic de limbaj, sporind astfel relevanța studiului discutat în plan epistemologic. Aspectul central luat în discuție este modelul inferențelor direcționale din perspectivă traductologică prin prisma teoriei pertinenței, construindu-și ipoteza științifică pe teoria pertinenței, care constituie o sursă de referință actuală prin direcția cognitivistă a pragmaticii, autoarea constată că modelul reprezintă o specificare acesteia pentru domeniul temporalității, valorificat judicios într-un capitol separat.
Scopul și obiectivele de cercetare ale lucrării angajează multiple probleme de ordin teoretic și practic, pe care autoarea le elucidează într-o manieră accesibilă, pregnantă, dar în același timp complexă. Totodată, cele două seturi de ipoteze științifice pe care le înaintează în cercetare, probează, deci cele experimentale și teoretice, probează atât validarea empirică a modelului inferențelor direcționale în limba română, cât și confirmarea faptului că acest model teoretic este valabil în afara particularităților unei singure limbi. Remarcăm o deschidere largă pentru domenii precum traductologia, filozofie, limbajul, analiza textului, lingvistica cognitivă, pragmatica cognitivă, didactica traducerii și așa și altele, precum și abordarea numeroase exegeze care au contribuit la elucidarea ipotezelor științifice. Deși acest model nu este o noutate absolută, pentru că a fost validat mai întâi în limba franceză, totuși, originalitatea cercetării este evidentă prin rezultatele la care a ajuns Irina Breahnă, și anume, a fost confirmat în modelul diferențelor direcționale pe materialul din noi, dar și a permis să se ateste fenomene semnalate de alte cercetări lingvistice din domenii diferite de pragmatică, și anume auristizare perfectul compusă în română și valoarea de inversiune temporală obținută cu el, citat încheiat. De asemenea, ținem să menționăm că validarea modelului în limba română a obținut și alte beneficii în plan aplicativ, inclusiv științific. A fost testat pe vorbitorii nativi de română, fapt care i-a permis autoarei să diversifice patternurile de interpretare a direcției temporale. Volumul impresionant de surse relevante prin autori consacrați în cea mai mare parte din diverse spații lingvistice și temporale, inclusiv dintre cele mai recente apariții, capacitatea de sinteză și de interpretare remarcabilă a cercetătoarei configurează un studiu academic prin excelență, dar și o manieră, un stil inconfundabil al autoarei însăși. Ar mai fi de adăugat spiritul distinct de pătrundere în miezul problemei, care o ajută pe doamna Irina Breahnă, spiritul analitic, care o ajută pe doamna Irina Breahnă să releve aspectele semnificative atât în plan teoretic cât și în cel aplicativ, permițându-i să-și valorifice ideile, obiectivele, ipotezele, proiectului științific inițiat. Desigur că în orice lucrare de proporții se strecoară și unele calculi lingvistice recomandabile, semnalate de noi la prima etapă, dar, după cum ne-a explicat doamna Breahnă, nu pot fi evitate. Poate și unele inadvertențe stilistice sau gramaticale, care la o eventuală lectură pot fi ușor înlăturate. Acestea însă nu diminuează în niciun fel valoarea științifică a studiului, rezultatele experimentului, contribuția în general a tezei de față. Credem că cercetarea discutată astăzi va servi ca suport consistent, ca valoare aplicativă, în investigațiile ulterioare, pentru cei care vor explora domeniul traducerii sau pragmatice, al filozofiei limbajului, al semanticii cognitive, etc. De asemenea, poate sta la baza elaborării unor cursuri speciale, opționale, atât în traductologie, cât și în alte discipline adiacente, sau ar putea fi utilizat de către practicieni în traducere. Așadar, relevând contribuția științifică incontestabilă a lucrării de față, originalitatea ideilor, a interpretărilor, a experimentului efectuat, realizarea obiectivelor anunțate în introducere, precum și structura coerentă în ansamblu al lucrării, metalimbajul adecvat, dar și respectarea rigorilor de elaborare a tezelor de doctorat, considerăm că teza doamnei Irina Breahnă merită o apreciere foarte înaltă, iar autoarea titlul de doctor abilitat în filologie. Vă mulțumesc și acum, dacă aveți să răspundeți la vreo obiecție la cele enunțate aici. Aș dori să răspund la acea întrebare care pentru doamna profesor Zbanț este la suprafață, dar eu cred că este foarte complexă. Care ar trebui să fie aceste competențe pe care trebuie să le educăm în viitorii traducători? Eu cred, și pornind de la teoria pertinenței, că este foarte important să-i facem pe viitorii traducători, să-i facem pe studenții noștri să se detașeze de cod, de text, de limbă și să aibă mai mare încredere de competențele lor de a comunica, în cunoștințele lor despre lumea care îi înconjoară și să intre în această dimensiune a interpretării intențiilor autorului,
Și deci să ajungă în acel, dacă ne referim la procesul de interpretare, la acea schemă, da, să depășească modulul pur lingvistic și se intre în, în modulul procesării centrale, da, cea, da, extra lingvistic plus lingvistic, da? Adică evident că tot ce reprezintă limba, componenta lingvistică este cheia cu care noi intrăm într-o încăpere, dar mai trebuie să aprindem lumina și pentru a aprinde lumina ne ajută anume acele competențe cognitive. Deci asta este viziunea mea pe care încerc și eu să o aplic la ori. Vă mulțumim, doamna Breacnă, și acum, cât e momentul votării conform etapelor de susținere, trebuie să votăm, în primul rând, votarea, știu că se făcea cândva într-un secret. Acum, întrucât practic toată lumea a dat un calificativ și calificativul este excelent, prin urmare este din start o atitudine. Al doilea aspect e că avem un format mixt, prin urmare nu fiecare poate fi, deci doamnele profesori, doamna Sanda Maria Deleanu și doamna Rodica Neanghe nu pot să fie prezente să semneze sau să voteze, prin urmare propun să fie vot deschis, cu mâna ridicată, așa. Și cine este pentru a acorda titlul științific de doctor habilitat în filologie doamnei Irina Breacnă, vă rog votați. Și doamna Nagy, și este unanim, este un vot unanim, vă mulțumim foarte mult. Și acum voi da citire raportului final. Este un raport mai așa consistent, voi încerca să și calificativul mi se pare că la abilitate nu. Pentru abilitate mi se pare că nu. Este și pentru abilitate? Bine, propune un calificativ în care a răsunat astăzi de mai multe ori. Excelent. Votăm pentru calificativul excelent. Toată lumea a votat. Deci unanim. E votul unanim. Prin urmare, rămâne să citim raportul final din 26 octombrie 2021 al Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor habilitată filologie calculul inferențelor direcționale limbile română și franceză, abordări traducologice. Autor Irina Breacnă, consultant științific, Ludmila Zvanț, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. Deci avem câteva direcții, aspecte. Semnificația științifică a tezei de doctor habilitat rezidă, în primul rând, în validarea experimentală a modelului inferențelor direcționale și în confirmarea faptului că acest model teoretic este valabil în afara particularităților unei singure limbi. Interpretarea dinamicii temporale în limba română corespunde algoritmului general de calcul inferențial preconizat de MID. În același timp, sunt demonstrate și principiile de bază ale teoriei pertinenței, și anume faptul că comunicarea verbală este guvernată de principiul pertinenței, bazat pe un echilibru al eforturilor de procesare depuse de locutori și al efectelor de sens obținute drept rezultat. În al doilea rând, considerăm importantă formalizarea calculului inferențial direcțional într-un model al unei subunități de traducere, parte componentă a proceselor inferențiale generale, ce se produc în timpul comunicării interlingvistice. 2. Actualitatea, noutatea și originalitatea cercetării constă în faptul că MID, de acum așa voi citi, a fost aplicată în limba română prin intermediul unui studiu experimental, iar rezultatele obținute au fost formalizate în cadrul unei subunități de traducere direcționale. Contribuția cercetării este prin urmare dublă. În primul rând, a fost validat MID pe materialul unei limbi noi, confirmându-se în mare parte predicțiile sale, formulate inițial în baza limbii franceze. De asemenea, în contextul limbii române, aplicarea MID a permis să se ateste fenomene semnalate de alte cercetări lingvistice, din domenii diferite de pragmatică, și anume auristizarea perfectului compus în română și valoarea de interversiune temporală obținută cu el.
Originalitatea proiectului de cercetare s-a materializat și la nivelul metodei implementate. În timp ce validarea originală s-a bazat pe intuițiile proprii ale autorului cercetător, validarea în limba română a implicat un public de subiecți, locutori nativi de limba română, ceea ce a permis să se diversifice paternurile de interpretare a direcției temporale și să se ofere studiului un caracter mai general și mai obiectiv. În al doilea rând, rezultatele obținute au fost extrapolate în domeniul traducerii, propunându-se un model teoretic al subunității de traducere direcționale. Abordarea traductologică a MIT reflectă o altă componentă actuală importantă și importantă a investigației. Este vorba de combinarea cercetării și activității didactice într-un demers inspirat din paradigma cercetare-acțiune. 3. Epistemologia și metodologia cercetării. Din punct de vedere teoretic, drept cadru de referință general pentru lucrarea de față a servit teoria pertinenței, care reprezintă o teorie a comunicării umane de inspirație post-grăsiană și de orientare cognitivistă. Pentru tratarea dinamicii temporale a fost aplicată o specificare a teoriei pertinenței și anume modelul diferențelor direcționale, iar pentru abordarea aspectelor legate de mijlocii de dimensiunea traductologică a calculului inferențial s-a recurs la teoria traducerii bazată pe teoria pertinenței și în formularea lui Wood. Respectiv, s-a optat pentru o continuitate a cadrului teoretic în investigarea tuturor componentelor ce constituie obiectul de cercetare. Din punct de vedere aplicativ, verificarea MIT pe un corpus în limba română se înscrie într-un demers ipotetic-deductiv de validare pe cale experimentală a unei construcții teoretice deja existente. 4. Rezultatele cercetării științifice. Rezultatele fundamentale obținute care au determinat crearea unei noi direcții științifice și au soluționat o problemă științifică aplicativă de importanță majoră rezidă în demonstrarea experimentală a prevederilor MIT, ceea ce a condus la clarificarea particularităților calculului inferențial direcțional în limba română, creând baza teoretică pentru formalizarea unui model de subunitate de traducere direcțională. 5. Concluziile generale și recomandările. Prin validarea MIT pe materialul limbii române au fost identificate fenomene particulare pentru funcționarea sistemului său temporal. 1. Regula conceptuală nu este blocată de informație procedurală, tipuri verbale, conectori, și o ipoteză contextuală poate fi construită. Informația procedurală a tipurilor verbale și cea a conectorilor au un impact diferit asupra calculului inferențial. 2. Informațiile procedurale ale timpurilor verbale nu sunt mai puternice decât informațiile conceptuale. Trăsăturile direcționale ale timpurilor și ale conectorului nespecializat sunt anulate în majoritatea cazurilor. 3. În româna modernă, nu doar timpurile verbale și conectorii nespecializați posedă trăsături slabe, dar și conectorii specializați. Doar ipoteza contextuală este puternică în română. 4. În limba română modernă, trăsăturile direcționale ale perfectului simplu și ale mai mult ca perfectului sunt latente și devin active, doar când alte trăsături direcționale puternice le confirmă. Trăsăturile perfectului simplu și mai mult ca perfectului nu intră în conflict cu alte informații conceptuale și procedurale. 5. De asemenea, în contextul limbii române, aplicarea MIT a permis să se confirme fenomene semnalate de alte cercetări lingvistice din domenii diferite de pragmatică, și anume auristizarea perfectului compus și valoarea de inversiune temporală obținută cu el. Abordarea traductologică a calculului inferențial s-a soldat cu următoarele concluzii. Deci, subunitatea de traducere constituie 6. Subunitatea de traducere constituie un proces inferențial specializat, subordonat ierarhic procesului inferențial general, care produce forma propozițională a enunțului, așa, aici ceva a lipsit. Subunitatea de traducere direcțională reflectă dinamica temporală a discursului și în această capacitate reprezintă o structură informațională pasibilă de a fi o componentă esențială
a similarității interpretative. 7. Subunitate de traducere direcțională este un concept universal translingvistic, deoarece conținutul său poate fi definit în termeni de informații procedurale și conceptuale purtătoare de trăsături direcționale, iar mecanismul său fundamental de funcționare este în esență inferențial, de natură pragmatică. 8. Funcționarea subunității de traducere direcționale este dependentă de performanța cognitivă a traducătorului, ipotezele contextuale fiind accesibile în virtutea unui efort de memorie, de imaginație sau de deducție. Rezultatele obținute permit formularea următoarelor recomandări. A valida MIT în limbi din alte familii sau în limbi cu sisteme temporale suficient de distincte de română și franceză pentru a testa și mai aprofundat generalitatea modelului. A analiza influența variației de atopice asupra interpretării itemilor experimentali, a determina experimental dacă și alte dimensiuni temporale, prezentul, viitorul, se supun prevederilor MIT, în particular și ale teoriei pertinenței în general, a incorpora calculul inferențial direcțional în procesul didactic în vederea elaborării unor unități de conținut în cadrul disciplinelor de profil din programele de traducere, a valida subunitatea de traducere direcțională propusă într-un studiu empiric cu un public de cursanți viitori traducători și sau cu un public de traducători profesioniști cu compararea ulterioară a rezultatelor obținute. 6. Nivelul susținerii tezei de doctor habilitat a fost prezentat esența cercetării, autoarea a demonstrat o bună cunoaștere a conținutului tezei și a rezultatelor cercetării, răspunsurile la întrebările adresate au fost la subiect, corecte, clare, concise, convingătoare. Timpul rezervat susținerii publice a fost respectat. 7. Ultimul punct din această listă, valoarea publicațiilor științifice. Deci, sunt respectate standardele minimale, generale și pe domenii științifice. După susținerea tezei de doctor în filologie, au fost publicate 22 de lucrări științifice în calitate de unic autor, 2 monografii, o lucrare metodico-didactică, 8 articole incluse în baze de date internaționale, 7 articole în lucrările forurilor științifice, 4 articole publicate în reviste și colegii monografice internaționale. Concluzia Comisiei de Susținere Publică. Teza de doctor habilitat corespunde cerințelor regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova și prevederilor regulamentare de nivel național. Se propune conferirea titlului științific de doctor habilitat în filologie doamnei Irina Breahnă cu votul pro al 7 membri contra 0. Așa, 7 suntem. Da. 7 membri contra 0. Din 7 membri prezenți în ședință. Și acum propunem să votăm raportul final. Să votăm, da. Și procesul verbal. Deci procesul verbal separat. Da. Deci eu vă cer scuze că sunt prima dată pe susținerea aceasta, cum ziceam eu, de stil nou. De stil nou. Da. E la dumneavoastră. Nu lăsa dumneavoastră aia. Aici? Da, aici. Procesul verbal vă îmbrătăce. Iată, este. Deci, proces verbal al ședinței Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor habilitat în filologie din 26 octombrie 2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova, sala 201, Mihail Gogălicianu 65, pe platformă, și pe platforma Zoom, deci în format mixt. Deci, susținerea publică a tezei de doctor habilitat în filologie la specialitatea 6.2.1.05, semiotică, semantică, pragmatică, consultant științific, Ludmila Zbanț, doctor habilitat în filologie, profesor universitar. La ședință au participat Viorica Molea, doctor habilitat conferențial universitar, Angela Grădinaru, doctor conferențial universitar, Ludmila Zbanț, doctor habilitat profesor universitar, Angela Savens Gardan, doctor habilitat conferențial universitar, Inga Druță, doctor habilitat conferențial cercetător,
Sanda Maria Ardeleanu, profesor universitar, doctor, și Rodica Nanchi, profesor universitar, doctor. S-a hotărât, se propune conferirea titlului științific de doctor habilitat în filologie doamnei Irina Breacnă cu votul pro, 7 membri contra 0 din 7 membri prezenți în ședință. Și votăm procesul, raportul și procesul verbal. Vă mulțumim! Cu aceasta ședința noastră se încheie. O felicităm din suflet pe doamna Irina Breacnă cu ocazia acestei remarcabile manifestări, da? Și vă dorim un succes, nu doar pe teren științific, didactic, dar și în plan personal. Și să fiți sănătoase și să vă bucurați de rezultatele obținute astăzi și întotdeauna. Mulțumesc mult! Dacă... Dacă pot spune și eu, vă am câteva cuvinte. Așa. Și eu o să fac așa. Dau câteva cuvinte de mulțumire. De fapt, sunt foarte multe, dar nu aș vrea să se rețin membrii comisiei. Aș vrea să încep cu doamna Ludmila Zvanț, cu care am împărțit acest drum al cercetării științifice de la prima teză de an și este frică să-mi aduc aminte în ce an s-a întâmplat acest lucru și am ajuns azi la ultima treaptă. Plăcerea a fost de partea mea, doamna Zvanț. Eu cred că... Da, un consultant, un conducător științific care să rezoneze perfect cu candidatul este ceva de domeniul extraordinarului și ajută foarte mult în cercetarea științifică. Vreau să mulțumesc familiei mele, care la orice aventură științifică nu întreba pentru ce, dar întreba când. M-au susținut enorm, continuă să mă susțină și trebuie să recunosc că această teză a fost gândită, a fost cercetată de-a lungul mai multor ani, dar a fost scrisă în primăvară pandemică și în fiecare seară orice scriam era trecut prin filtrul soțului meu, care nu este deloc filolog, dar care venea cu comentarii. Dacă nu convingeam pe el, era clar că trebuie să revin la text și să mai cizelez, să mai explic. Și vreau să mulțumesc foarte mult membrilor Comisiei de Susținere Publică, care au fost membri și în alte comisii prealabile. Comentariile, observațiile dumneavoastră m-au ajutat foarte mult. Eu mereu, să știți că tot de perioada aceasta de susținere, am fost într-un dialog cu dumneavoastră, chiar atunci când nu eram în același spațiu. Întotdeauna mă gândeam ce ar putea întreba sau cum ar putea comenta doamna profesor Ardeleanu sau doamna profesor Naghi sau doamna profesor Molea sau doamna Grădinaru, doamna Sanis Gada, doamna Druță, doamna Zvanț. Eu întotdeauna încercam să am răspunsul pregătit și să... Nu atât să vă conving. Mie de ce îmi place lingvistica și abordarea cognitivă este că putem avea dreptate toți în același timp. Da? Deci asta este frumusețea teoriei teologice. Vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru acest titlu și să știți că nu este doar titlul meu, este titlul nostru, pentru că a fost un lucru colectiv. Vă mulțumesc foarte mult. A fost științific, în primul rând. Acestea fiind spuse, declar ședința noastră de astăzi închisă.